La toți de față și... Scuzați-mă! Bun venit la un nou episod podcast cu Dichis. Este tehnic al doilea episod al discuțiilor împreună cu domnul Cătălin Oprișan pentru prima oară în postura de invitat în discuțiile comune purtate până acum. Podcast cu Dichis este la seria 2. De data asta vorbim de lucruri mai puțin știute de la oameni foarte cunoscuți. Păi eu ce caut atunci? Bine te-am găsit. La foarte Da, cât e scorul? 3-0 sau cât ai tu? Sau 4-4? 3-0 ar fi momentan. și cu ce se difuzează? Nu, La e momentul 4. când discutăm noi, e 4 deja este 4-0. Deci încerc să recuperez. Bine te-am găsit, sorule. Bun, Bun găsit. bineînțeles, discutăm pe domeniul de specializare da. al invitatului numărător și... de cornere. Avem o mică discuție la purtător în ediția asta despre jocurile olimpice. Corect. Jocurile olimpice la general și jocurile olimpice cu implicarea României. Asta este extrem de important, pentru că, din păcate, în momentul în care noi filmăm, acum câteva zile, onor guvernul, cum zici tu, a decis suprimarea Ministerului Sportului. El nu mai există ca instituție de sine stătătoare, a mai existat această perioadă, această în uh, perioada româniei, în asta modernă și contemporană, au mai existat. Deci nu e prima dată. El dispare efectiv ca portofoliu se caută un ministru secretar de stat Cu rang de ministru al sportului Care probabil, cum zic eu, răutăcios Va viețui într-o încăpere, într-o dependință Undeva într-o debara, într-un alt minister S-a vorbit prima dată Știu că văd că face ochi mari S-a vorbit prima dată de ministerul familiei da, la, la doamna Firea Nu intrăm în chestiuni politice Ideea este că în acest moment nu avem ministerul sportului Nu mai există S-a demolat ca bloc ca entitate, da. nu mai există ca portofoliu, nu mai există ministru. Nu se mai consideră sportul atât de important. Atât de cât important, să iar noi filmăm minister. astăzi la 399 de zile înaintea startului Jocurilor Olimpice de la Paris, când România a decis suprimarea a ceea ce înseamnă sport la nivel de instituție oficială. După ce la Tokyo, dacă am înțeles eu bine, am avut cea mai slabă prestație din ultima sută de ani. O să discutăm, avem aici mărirea și decăderea, nu e niciun fel de bășcălie, mărirea și decăderea sportului nostru la nivel de jocuri olimpice. Este important să discutăm, noi nu să încercăm să rescriem istoria, doamne ferește, că am stabilit că suntem doi chibiți din 5000g, dar avem oameni care au lucrat la jocurile olimpice moderne, e clar că cei din perioada antică nu aveam cum să-i ajutăm, să-i încurcăm, la jocurile moderne, jocuri moderne considerându-se cele din 1896 când încep, dar o să vedem că sunt cu mult înainte, 30-40 de ani, un a român stabilit în România și care este, cum să zic, recunoscut drept român român cu acte pentru că avem mormântul lui la Broștene aici lângă în Ialomita. cum ce a însemnat el pentru mișcarea olimpică modernă, da? Ce am făcut noi, că lumea o să zică păi ce faceți mai acum, a, -a luat, v-ați uitat pe Wikipedia și ați căutat elementele de statistică și vorbiți despre fiecare... Nu, nu are chiar. nicio legătură, nu? Și vorbim apoi despre cei care au schimbat cu adevărat, bineînțeles că noi o cunoaștem doar pe Nadia la nivelul ăsta mare, cu nota 1.00, da? Uh, dar sunt mulți alții, și o să discutăm despre ei, care au influențat, ăsta este cuvântul, au influențat lumea olimpică. Așadar, unul dintre subiectele centrale ale discuției de astăzi este faptul că o persoană provenită din statul român de la vremea aceea este un precursor mare, un vizionar, să spunem, un... cel puțin da. al jocurilor olimpice, Puțin recunoscut din cauza faptului, deci noi ar fi trebuit să datorită, dar nu, e din cauza faptului că baronul Pierre de Coubertin, despre care noi toți am învățat, că am învățat și am auzit că este inițiatorul jocurilor olimpice moderne, da? Um, întotdeauna în discursurile lui, era un lord, nu își permitea să lovească, să tragă direct, dar întotdeauna a minimizat meritul omului despre care vorbim și hai să ne mai ascundem, Evanghelie Zapa pe numele lui și a spus tot timpul a avut câte, vreau să citesc cât mai exact, a avut câteva idei bune dar care nu au fost niciodată nu s-au putut, nici, putut niciodată realiza. Fals! Fals pentru că ele s-au realizat cu 1850-1896, cu 46 de ani, în, că m-am și aprins un pic, înaintea primei... Acum deschidem o paranteză, trebuie să discutăm lucrul acesta. Tu ești cel care cunoaște ceea ce s-a petrecut în perioada antică. Când discutam despre Olimpiadă, Olimpiada erau acele jocuri care se dădeau, da? Bun. Începând cu perioada asta modernă, nu mai ai voie să-ți că nu mai ai voie, e greșit să spui Olimpiadă, Olimpiada este distanța de patru ani între două evenimente, evenimente de și acelea sunt jocurile olimpice. Pentru că nu se mai desfășoară localitatea Olimpia. Dacă am avea posibilitatea să dăm timpul înapoi și să discutăm chiar și la 1896 cu Spiros Luis, cel care câștigă maratonul atenian, el te-ar fi bătut. Dacă tu spuneai că el a participat la jocurile, nu, eu am participat la Olimpiada. Pentru greci este o pe treabă gre. de mândrie națională. Primii noștri oameni, primii noștri sportivi care merg cel puțin până după cel de-al doilea război mondial, la, nu merg la Jocurile Olimpice. Noi așa le vom găsi scrise pe Wikipedia. Ediția așa, Jocurile Olimpice, Jocurile Olimpice de la cutare. Dar oamenii mergeau la Olimpiada, așa se și titrează la Muzeul Sportului. După care a apărut treaba asta că este greșit. Dacă ne uităm în DEX, pe DEX online, sunt acceptate ambele. Acum de vreo, cred că de vreo, nu sunt 10 ani, Olimpiada, greșit, sunt Jocuri Olimpice. Deci încă nu ni s-a dat ca la șampanie sau la coniac, că băi, băieți, dacă nu vine din regiunea respectivă, nu, nu se nu. cheamă așa. Și sportivii, în, în momentul în care uh, încep să-ți povestească, și mă, când a fost eu la Olimpiada de la Atena, și ar trebui să stați puțin, doamna Lipă, iertați-mă, nu e Olimpiada, sunt Jocuri Olimpice. Ți-a plecat o cazma, o palmă așa în cap. <laughs> Da? Discutăm imediat adică Adică oamenii că... să înțeleagă că în momentul în care probabil că în, în, în fluxul, în, în, momentul, dacă vă spuneți și la Olimpiada de la cea, să nu ne certe. Băi, vedeți că sunt jocurile olimpice. Admitem. Așadar anunțăm că vom varia exact. terminologia Exact, că și Olimpia Tu n-ai cum să vorbești Tu când vei vorbi, când vei prezenta ce vedem aici Nu poți să spui asta, asta este locul Unde se dădeau jocurile olimpice Nu, în cazul antichității chiar este o greșeală Istoric vorbind Corect. să spui jocurile, jocurile olimpice Erau jocurile panelene Exact, erau niște jocuri Care se desfășurau în Olimpia Da. Despre asta este vorba. Ajunse la Joguri noi Jocuri care Aveau menirea, să spunem, să reunească toată lumea greacă, care altfel politic nu avea un factor Correct. de unitate. Corect. Așa ca să facem o treabă de tandem, eu îți propun să uh, expun eu o informație istorică și să perfect. vedem ce regăsim astăzi. Perfect. perfect. Și eu să zic și era... pozuțele, că am adus 3-4 pozuțe din perioada aia. Asta este British Museum. Este o remodelare, reconstrucție Au luat, re... au luat toată Olimpia și au mutat-o la British Da, Museum? este o... Da. Cum, pe baza descoperirilor arheologice, este clar, cum arăta uh, locul în care se dădeau. Eu tot zic se dădeau pentru că la noi până prin 1940 presa de specialitate nu spunea că s-a desfășurat Umeșca a avut loc. S-au dat maciuri. S-a dat o întrecere. S-a dat o alergare. S-a dat. Inclusiv ca mai discutat noi, 8 iunie 1922, că România joacă primul meci oficial ca la nivel de echipă națională, mă rog, oficial, amical, dar da, e recunoscut ca oficial, s-a dat matchul match de la Belgrad. Nu s-a disputat, s-a jucat sau a avut loc, s-a dat. Da, eu tot zic că ceea se se ce, de potrivit limbii române, este o exprimare da. corectă și mai concisă totodată. Aici, ceea ce vedem, după cum puteți constata, atenție și vă rog să nu râdeți, ceea ce se vede acolo, în spate, era o încercare Minoră de sat olimpic. Deci, nu este, da? nu este chiar așa de nou conceptul nu. de sat olimpic. Ca să explicăm și celor care nu sunt familiarizați cu domeniul sportiv la momentul organizării fiecarei olimpiade, toți atleții participanți, toți sportivii care participă, sunt cazați în, în, satul olimpic, un complex care are toate funcționalitățile Olimp. necesare până la edificii de cult pentru Tot ce uh, trebuie. toate confesiunile. Pentru anul respectiv. Așa și unde au datoria, dacă am înțeles eu bine, să rămână pe parcursul olimpiadei, da? nu au voie da, să nu se... ești din satul olimpic. Uh, o să în, o ajungem, poate asta. să discutăm în 1972 la Olimpiada de la München, la Jocul Olimpice de la München, în momentul în care i -i ies afară sportivi israelieni, nu e ok ceea se ce se întâmplă, metrece, da. când se întorc, e septembrie negru. Aici o încercare modestă de 2, 4, sunt 10 barăci, dar erau pentru cei non-atenieni sau non-olimpieni, prin asta însemnând localitatea respectivă. Și ei când veneau din, pe cuprinsul întregii, unde se duceau înapoi? Nu se e, pe... Asta e o treabă pe care o au un comun, asta o poate vedea oricine cu ochiul liber fără cunoștință de specialitate. Olimpiada este și o mare ocazie da. comercială orice sportiv cu care vei discuta și îl vei întreba, în primul rând, iarăși, paranteză la paranteză, toată cariera unui sportiv, și el este de acord cu treaba asta, se reduce la medalia olimpică. Dau un exemplu concret. Elisabeta Lipă este de 25 de ori campioană națională. nu interesează, a nu, că nu interesează două, pe nimeni. A doua cea mai medaliată sportivă da. româncă după Nadia Comăneci. Exact, dar o interesează, Olimpiada. Și acolo vine și îți spune. Deci dumneavoastră are 25 de medalii olimpice, campionate mondiale, campionate europene. Băi, ca la Olimpiada nu este nimic. De ce? Și au și o explicație. Pentru că îl vezi pe ăla, atletul acela pe care l-ai văzut doar la televizor, mâncând lângă tine la autoservire. Asta e ideea. E muritor și ăla. Usain Bolt, care a coborât sub 10 de mult, mănâncă lângă tine același fel de mâncare pe care îl mănânci și tu. Poți face poze cu el, că te bate poimile de te îndoaie Asta e altceva. Astăzi suntem prieteni la aceeași masă. Coboară zeii din Olimp. Exact, e exact. Și și spui, dăm sarea. Please. Poftiți. Da, poftiți. Da? Îl vezi în satul Olimpic, el face poze cu tine și așa mai departe. Mâine, dacă e basketbalist îți dă 40 în față. Dacă e adet, îți dă 3 secunde în față, și așa mai departe. Dar astăzi suntem aici și stăm la coadă toți acolo unde mâncăm mergem la spectacole, mergem să susținem cu echipierii noștri. Noi suntem de la echipa de basket, dar băieții de la fotbal au meci. Eu mă duc și lângă mine și joacă contra Jamaica. E acolo se află un sign care susține pe el. Și asta Când... văzut din perspectiva participantului, Olimpiada presupune ție evoluția competițională, dar care este probabil 5% exact. din timpul petrecut Față acolo. Față de faptul că poți să stai lângă atleți care au, exact cum spuneai tu, 5-10 medalii la Jocurile Olimpice, nu neapărat de aur, și tu la patra lor, a cincea participare, i-ai văzut la televizor că tu ai plecat la. Tu aveai, el avea ani când tu te uitai la televizor la el. El a crescut, ai crescut și tu, el are 36 de ani, tu ai 20, tu te uitai la 5-6 ani la Nadia. Da un exemplu. Și ai avut posibilitatea să te duci la masă, să ia tăvița și cu sucul și cu alea și să vă așezați la aceeași masă, că acolo sunt meseleste. Da? Nu sale, nu, nu, scrie aici România și acolo SUA. Tu te așezi exact ca aici și încă câți încă avem? Ai șase. Și în fața ta poate să fie ăla, ăla, ăla și tu pe partea asta altă cu două, două campioane olimpice. Mâine vă omorâți. Dar seara asta mâncăm cheesecake cu să română apropo. Cu mare da? plăcere. Sau bem un păhărus de ceva cu toții. Asta e o, asta, așa au gândit-o ei acum 2000 ceva de ani. de -aia au gândit-o. Da? De aia. Nu, au gândit-o pentru sport. Dar ceea ce înseamnă. Spre deosebire de campionatele mondiale sau europene, unde tu te uiți la cea și știi că ai un timp de făcut, de da mai multe goluri, de da mai multe coșuri și așa mai departe. Mergem câte meciuri avem șase. Dacă câștigăm toate șase, ajungem în finală, dar hai, repede. Tâc, 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 nu. Și am plecat acasă. Ai plecat și ești campion mondial. Ha, ne vedem peste 2 ani, sau când? Peste 3 ani, peste 5. Nu. Aici, în primul rând, că mulți spuneau, vrei să spun ceva, nu știam unde sunt campionatele europene de la an. Știam că trebuie să mă pregătesc. Venea unul și zicea, Turcia, a, ok, da. Unde mă în Turcia? Da? Dar aici tu te gândești că dacă nu prinzi Jocurile Olimpice de la Paris 2024, trebuie să mă concentrez pentru următoarea ediție. Deci, gândești deja pe o perioadă de 6-7 ani. La ce te referi când spui dacă nu le prinzi? Dacă nu le prinzi, este un sistem de, de, calificare și tu poți să spui, domnule, eu am 16 ani acum. Sunt o gimnastă bună. Am campionatele naționale, am și ceva europene, am și o experiență la mondiale. În fața mea sunt însă niște domnițe de 20 de ani cu mai multă experiență. Ele dacă mă învin la europene la așa mai departe sau la mondiale și eu nu fac baremul, nu prind olimpiada. Așadar este un sistem de selecție. Un sistem de selecție. Și atunci mă gândesc că peste încă 4 ani voi fi coaptă sau copt pentru a prinde logic dacă îndeplinești baremurile astea. Aici da. avem o corespondență cu perioada antică. Bun. În perioada antică, tot la 4 ani se de desfășurau, asta a rămas da. comun, de fapt asta a fost preluat de jocurile moderne, Atleții se strângeau cu o lună înainte la Olimpia și se antrenau în prezența judecătorilor de la Jocurile Olimpice, care la fel îi declarau apți sau ba să participe la competiții. Deci era tot un sistem zis. de. Aveai și atunci un sistem de calificare. Sfârșie. Deosebirea aici, o pot spune eu că este mai degrabă de ordin politic decât de ordin sportiv, era că la Jocurile Olimpice în Antichitate participau exclusiv cetățenii greci liberi. Ceea ce lăsa o plajă destul de redusă. Da. De fapt, ca celebra democrație greacă din perioada antică. Uh -huh. Aia n-au voie să voteze, aia n-au voie să voteze, da. aia n voie să voteze Orec. și au rămas 10. Deci erau numai elinii liberi. Da. Aveau voie să participe, dar ca spectatori, sclavii și barbarii, că de-aia era dita da. mai complexul acolo, era principala manifestare a panelenicilor, a jocurilor care adunau toată lumea greacă. Cătărin, eu îți propun să pornim ...dinspre afară, înăuntru. Perfect. E un autor antic grec, Menandru, care caracterizează evenimentul ăsta sportiv în cinci cuvinte. Și spune... Saltimbanci, afaceri, înghesuială, chefli, agitație. A, păi deci nu i-a plăcut. El spunea despre ce se întâmpla pe în lângă competiții. Bun. Spunea că aveai taverne, aveai fel de fel de bălciuri la nivel de antichitate, da. bineînțeles... Da avei niște localuri mai discrete cu un felinar roșu, nu era felinar roșu pe vremea dar ca să se înțeleagă subiectul, și că trebuia să stai tot timpul cu mâinile pe pungă, că la vremea aia n-aveai portofel, pe micuța trăistuță în care ți țineai drahmele. Corespunde cu situația actuală a Jocurilor Olimpice? Nu prea, nu prea. Nu prea. Probabil că în perioada romantică a jocurilor olimpice s-ar fi putut întâmpla treaba asta, deși e cam greu de crezut, adică pe la 1912 și așa mai departe. Dar astăzi nu. Astăzi măsurile de securitate sunt atât de sporite din cauza am avut atentat la Atlanta, 96. Deci există, există un moment cum ar fi 11 septembrie 2001 când se dublează, se triplează da, securitatea? Da, sunt jocurile olimpice de la München când organizația Septembrie Negru palestinienii intră în satul olimpic, care satul olimpic și aici avem de discutat. Satul olimpic însemna, un sat olimpic într-adevăr, dar care avea un gard un metru și jumătate, adică un săritor și așa mai departe. Paza modestă, oamenii, ei fuseseră la piesă de teatru. Oamenii plecau în afara satului olimpic, se întorceau când voiau ei și așa mai departe. Timp în care atentatorii au apucat să urce în încăperi și așa mai departe, în, în clădire de patru etaje la delegația israeliană. Din acel moment lucrurile se schimbă un pic, se schimbă un pic, intervine și politica, intervine puternic, pentru că este momentul 79 când RSS-ul atacă Afganistanul și în, acel, și în 80, deci un an după, urmă să organizeze Jocurile Olimpice de la Moscova. Moment în care americanii și țările capitaliste spun stop, noi nu mergem acolo. Din cauza invaziei așa. rușii ce fac peste patru ani? Da ordin în... Unde e, Olimp, unde e Jocurile Olimpice următoare? În 84 la Los Angeles. V-am pupat, nicio nație comunistă nu merge acolo. Să cu, excepție, băgăt, cu excepție, dar să, da? să nu ne grăbim Exact, deci exact cum zici și tu Astăzi nu mai E posibil, adică nu cred că mai există Să-ți fure în satul olimpic sau ceva Dar mediul ăsta de afaceri Și de jur împrejur unui, unui jocul olimpic Se păstrează Pentru că pentru asta le faci Da? Sistemul de calificare se păstrează Și ăsta pentru că, adică, o sită care cerne. Ok, într-o lună... Ai menționat boicoturile. Boicoturile. Și, și conflictele. Aici nu mai seamănă, pentru că în spațiu grec, în perioada Antichității, jocurile astea declarau armistițiu general. În momentul care soseau crainicii care vestau apropierea olimpiadei în perioada desfășurării nu se mai participa la lupte, se pare că asta l-a lăsat pe săracul Leonidas la Termopile doar cu 300. Da. Dacă legenda o fi adevărată, pentru că băieții n-aveau voie să se lupte în perioada aia și el a plecat cu o gardă. Era o expresie, armele o să tacă. Sau ceva de genul ăsta. Asta se decreta în armelor să tacă. Era la propriu sacrilegiu. Să exact. tulbur liniștea jocurilor olimpice. Mă, bă, Asta nu mai respectăm în nu. perioada nu. modernă, nu. dar pe tema războiului apar aceste boicoturi, respectiv retragerea anumitor nații de la anumite da. olimpiade. Puteri, puteri olimpice. Adică nu discut, da, mă, s-au retras oricum nu contau. Puteri olimpice. Nu sunt nații care se aliniază la o mare putere, să lipsească și ele? Ba da, ba da, păi rusul a dat, de la Moscova s-a dat ora exactă că noi zicem că americanii au fost, a fost o rugăminte să nu vă duceți. Tot tăiem ceva dacă vă duceți. Da? Există cazuri de excludere al anumitor națiuni de da, la jocurile olimpice? Acum se discută despre Rusia și despre Belarus. Uh -huh. da? Că Da? întotdeauna găsim o soluție și concurăm, ca și la ultima ediție, tot timpul a fost așa și la Tokyo și la astea, pentru că ei mai fac niște părădălnicii. de exemplu, Comitetul Olimpic și Sportiv Rus este suspendat pe an grei sau pe viață pentru că au făcut părădălnicii cu sistemul de dopaj. Dar uh, Comitetul Internațional și Olimpic uh, vine, uh, vine și spune așa, uh, suspendăm țara, dar nu suspendăm jucătorul, că la n-are nicio vină sportivul respectiv, pentru că ea de dinaintea lui a făcut ceva, omul a puținut calificare. Și atunci el concurează ca independent, sub sigla Comitetului Olimpic Internațional. Am înțeles. I se cântă un imnuleț, el ia medalia de aur, dar în momentul acolo nu i se cântă imnul Rusiei sau, mă rog, a țării, așa, Siria, de exemplu, și tot felul de. Da? Care sunt probleme. Se discută treburile astea. Acum, pe ce bază se face această excludere? Ce, ce criterii se iau? Bun, ai război la tine în țară, vă bateți între voi, da, păi nu afectezi, vino, te bați cu alții, e mai urât, nu mai vii. așa. Astea nu le comentăm și nici nu e obiect. Dar da, există un sistem de excludere Concret, ieri am citit, de exemplu, că Federația Internațională de Box, una dintre ramuri, că ei sunt cu W, a fost exclusă definitiv pentru mișmașurile făcute. La nivel internațional te exclude. Aici avem iar da. o noutate față de perioada antică. Acolo, nu că n-ar fi vrut băieții, dar n-aveau cu ce, nu exista doping. Că da. încă nu existau substanțe. Încă mai multe. În cel mai ceva. bun ca să ai ceva vin la bord să te simți mai avut entuziasc. Spiros lui. Spiros lui în 1896, câștigătorul uh, probe de maraton, a oprit om, a mâncat un ou cald, a tras un vinut, adică oamenii să respectau, păi stai, nu-i proba de maraton, ba da, așa, uită de ceea ce vezi tu acum cu cumose și cu băieții care aleargă să doboare așa cetățenii din Kenya, fibră toți pe ei, uită, băiatul era un om care căra apă toată ziua prin Atena, avea kilometri, adică el dacă își punea asta cu pașii, avea 40.000 pe zi, pentru că el căra efectiv apă pe la oameni, el era un, nu era un atlet în adevăratul sens al cuvântului, adică și el era un muritor, s-a oprit să mănânce omul, că după ce alergase o oră și ceva, a tras un vinuț, au mai dat băieții așa, continuă mă. Și a văzut de treaba lui. Gândește-te asta peste 120 de ani. Bine, și la noi se purta primul maraton din Azi România, este București, este. Ploiești, pe margine, standuri pentru remontarea atletilor atleților da. cu țuică. Cu țuică, da. Oamenii stăteau, mâncau, babele își făceau cruce. Dar e un titlu senzațional nu maratonul, e cursa leșinaților sau ceva, așa, cronica primului maraton românesc, așa este. Cu ceva cu leșinații. Păi cei drept, cine a participat la un maraton da. știe că n-ajungi chiar în cea mai bună formă. Corect. Gata, hai să ne întoarcem că am ajuns departe. De deci Dar totuși am pomenit de maraton. Uite, maratonul, deși și are originea în Grecia Antică, este bătălia de la maraton înainte de termopile, unde grecii reușesc să îi respingă pe perși și este celebrul soldat. Tradiția a dat și un nume, da? Să Fili lăsăm. Filipide pe aproape. Filipide. Așa. Care, care alergă aleargă 40 poate. de kilometri de la locul bătăliei la Atena, anunță victoria și cade mort. Da. Grecii antici n-au inclus proba maratonului în probele olimpice de la Olimpia acum și dintr-un... Uh, criteriu practic, că e cam greu să-i supraveghezi pe ăștia pe un traseu de 40 Ia. de kilometri ce fac. Și dacă am citit eu bine, există la un maraton în jocurile olimpice recente un caz de descalificare că au găsit o fotografie că băiatul mersese, mersese cu, mașina. cu mașina. Mersese o cu mașina. Sunt multe cazuri de, da, sunt multe cazuri. Când intră maratonul, proba asta extremă în jocurile olimpice? Ei intră la 1896, atunci cu Spiros Luis. De la, de, la, de la, început. De, de la Atena, de la început, da. Până prin, n-aș vrea să greșesc, dar până prin 1960 76 cred sau un pic mai înainte domnițele n-aveau voie și sunt niște imagini noi le spunem faimoase dar în momentul ăsta dacă le analizăm așa nu sunt faimoase pentru că la un maraton la Boston cred că a participat prima dată o doamnă care este împinsă, împinsă și a zvârlită și trasă și încercată să, a, să, încer să o se scoate. Da, ieși mă de da, aici că tu n-ai ce căuta printre noi. Uh -huh. Da? un faimos maraton la Boston, nu olimpic, că la Boston n-a organizat niciodată jocurile olimpice, dar era o pregătire pentru. Și apare doamna care la start și așa mai departe. Suntem și în sunt, ce perioadă? Suntem în 1970 și un picuț pregătindu-ne... Nu atât de departe pe când ar plăcea să crede. Nu, 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 din contră. Și Poporul american, frate și prieten, a avut o reticență uriașă în treaba asta. Maratonii numai pentru bărbați. Punct, n-avem ce discuta. Aici, vis-a-vis da? -vis de probele olimpice antice, corespunde, femeile nu aveau voie da. să participe. Există o singură excepție, Ferenica, mi se pare că se numește din Rodos, da. fică de atlet și mamă de atlet, vorbind de pugiliști, de luptători, Corect. care se travestește ca să fie antrenorul da. propriului ei copil <laughs> și la un <laughs> moment dat Borastă. la o probă, la un meci, prinsă în avântul evenimentului, fuge spre fiul ei, se strige ceva, ei se desprinde părul. și Pedapsa era foarte lejeră pentru participarea în Antichitate, moartea. Potrivit legendei, Heracles însuși, Hercule la da. Romani, patronul Jocurilor Olimpice din Antichitate, coboară pe arenă și o salvează. Frumoasă asta. Vis-a-vis -vis de Heracles, grecii antici socoteau drept patroni ai Jocurilor Olimpice pe Heracles cel cunoscut fiul lui Zeus cu muncile, mai este un Heracles care exprimă partea minoică, e un Heracles înainte de Heraclesul uh, cel mai cunoscut și îl mai avem pe un Pelops, Pelops care este patronul de fapt curselor de care. Pelops uh, vine în zona Olimpiei din Asia, aici întâlnește regele local, care avea o probă ca să-i câștige cineva mâna fetei, trebuia să-l învingă la cursa de care, cu mențiunea că dacă nu-l învingea, ăsta îl străpungea cu sulița. Ha, și verde împărat, exact. de dupea lui fică, E, Pelops face o treabă nu chiar fair play, respectiv îi, mituiește regelui. Regele avea niște cai de, -as de Poseidon, zeu mării, care erau supranatural de rapizi. Și atunci, automat, îi bătea pe toți ăsta mirosind <laughs> șmecheria. Deci, de fapt, este fair play la fair play. Da. Ăsta mirosind șmecheria Ori... mituiește vizitivul să-i schimbe balamalele de la osia carului, să le facă din ceară în loc de bronz. Ăla se topesc la căldură. Ăla moare. E un fel de dedal și car. A, așa ceva. <laughs> Ăla moare pe traseu. Da. Și se pare că, de fapt, originea mitică a jocurilor olimpice ar fi ceremonia funerară organizată de Pelops pentru, pentru... tata Socru, că Am mult i-a mai plăcut lui sportul. Zice să iartă mă că cel mai bogat sportiv din istorie, din toate timpurile, și că averea lui nu poate fi calculată și nici depășită vreodată, nu vorbim de Olimpic, așa, era a unui vizitiu sau cum se chema, un jockey, un mânător din Constantinopol. De care? Da. Da? Pe vremea aia. Adică era un sport extrem nu E fix pe vremea aia, era mai târziu. Mai târziu, dar. Constantinopol a schimbat o paradigmă. Ei n-au Primi niciodată fiind creștin jocurile cu gladiatori, dar tot aveai nevoie să dai ceva amuzament da, poporului da. și atunci au băgat cursele de care? Dacă mergem astăzi în Istanbul de la Sfânta Sofia către uh, Atmeidan, să cheamă piața, acolo încă vedem centrul pistei unde este obeliscul la egiptean. Da. Acolo era pista de care, Sifonon se numea Virajul. Foarte tare, da. Și aia era principalul loc unde se strângeau oamenii la spectacol. Foarte Iar tare. aia erau echivalentul lui Maradona, lui da, Michael Jordan. Pele. Și aici avem pistă, uitați-vă, de alergare, uitați-vă cât de dreaptă era, mă rog, pe baza descoperilor arheologiei. Asta este o reconstituire. Da, că n-au găsit ei trei copăcei aici să pună. Dar uitați-vă cum arată, vă rog frumos. Da? Și cum arătau clădirile. Ajungem ajunge imediat și la menajare. Da. Uh, voiam să te întreb. La Grecie, bun, mitologic, nu avem cum să demonstrăm. Să ajungem la unul din subiectele centrale. Cine sunt fondatorii Jocurilor Olimpice contemporane? Moderne. Moderne. Dacă vrem să respectăm istoria ad literam, este domnul Pierre de Coubertin, baron, un tip școlit, pleacă de la ideea că trebuie reinventate Jocurile Olimpice din Antichitate cu mențiunea că el vrea să le facă la nivel macro, invitând și alte nați. De foarte multe vreme plecase la drum ideea de expozițiuni universale, da? pentru că multe dintre jocurile olimpice antebelice, dar și interbelice, se vor desfășura în cadrul expozițiilor universale. Nu putem vorbi de jocuri olimpice de sine stătătoare. Ele începeau în martie, în aprilie și se terminau în octombrie. Pentru că atât ținea expoziția universală, Londra, Paris și așa mai departe. Deci nu discutăm despre cum e acum Paris, 26 iulie, 11 august la anul. Ai venit cu două zile înainte, că nu vii cu mai sau trei zile, te obișnuiești cu alea, dacă prinzi bine, dacă nu, nu. 11 august, festivitatea de închidere, plecat acasă. Erau niște evenimente mai ample care se desfășoare exact desfășurau cu o logică da, interioară. Venea fiecare țară cu ceea ce avea mai bun, cu așa 4-5 luni înainte, că îi clădea o moară de vânt, o moară de apă, o arătai... Și am făcut noi la 1906 în parcul cap. Exact. Fix, fix același lucru. Expozițiunea de acolo la nivel mult mai mare, Paris, Londra și așa mai departe. Da? Și în timpul ăsta, cum am zis noi la început, se dădeau și jocurile respective. Se terminau, plecau ei acasă, dar oamenii rămâneau la expoziții, nu se cânta. La noi, de exemplu, faimosul Ghiță -Ciolac merge la expoziția universală de la Lăutar. Da, și se apucă acolo să cânte și ăla vine, ia colanul de aur, îl pune pe cap președintele Franței și spune, rămâi aici, nu pot atât că trebuie să mă întorc înapoi, că am în centru vechi de cântat. Și atunci... Da. Când capătă sportul uh, uh, independență, să, să spunem? el începe cu 1896 da? Dar, dar, și aici vom interveni și vom vorbi despre Evanghelie Zapa, există doi oameni, Zapa cu banul și cu o mare parte din idee și al prieten de -a lui este un grec sotiris, cred că, Soutus, Panaiotis Soutus, care a... Suțu. Da, exact, care a avut ideea de a face lui. Și din ăla, faptul că ăla era atlet, fost atlet și omul cu banii și cu ideea, au ieșit niște Jocuri olimpice. Acum, cei care ne urmărești, care știu că s-a început cu pierde cu Bertone, s sau găsit ăia doi acolo, mă, să zic că cu un român stabit în România. A, a făcut... sărit naționalismul. Exact, ei. nebunilor v-ați găsit voi. Dar de ce, să, de ce să nu vorbim despre omul ăsta? Adică noi cunoaștem doar pe baza scrierilor, nu l-am cunoscut, nu, o somitate, așa cum știi și tu, că a dat bani, a făcut dicționare la Academia, adică el nu a fost numai. Dar gândește-te la ideea în sine. Omul a bătut medalii, omul i-a adunat pe toți într-un loc anume. Nu, băi, ne întrecem așa pe stradă, ia niște medalii. Ca să o... le explicăm un pic celor care ne urmăresc, suntem în perioada romantică, atunci când mulți din lume, mai ales cei cu posibilități financiare care au și acces la educație implicit, Correct. sunt fascinați de perioadele vechi. Exact. Și vor să se întoarcă, bumei. așa spun. Vrem să ne întoarcem. Trecuseră 2000 ceva de ani. Era greu să te... Ei, încep în 776 înainte de Hristos, e prima olimpiadă. Bun. 393 este ultima o oficială după Hristos. Suntem la 1500 de ani. După... Da o sfârșitul olimpiadelor Până clasice. atunci s-au încercat câteva uh, au avut și nevul mediu. În, acum încercări de oler de lume, încercări de jocul olimpice, dar da, de întreceri de genul acesta, numai că era foarte greu de comunicat, era foarte greu. Acum a apărut telegraful. A, ok, la nivelul la morse și așa mai departe, se putea comunica națiunile astea mari puteau vorbi mai Germania, Franța, Anglia. Haideți, mă, veniți unde ne întâlnim. Era mult mai ușor. Pe vremea nevul mediu greu numai să aduci. Slăbuț. Greu să i aduci pe oameni. Și atunci, trecem direct la ZAPA? Sigur că bun, da. Bun, avem aici, uh, am stabilit că este o reconstituire la British Museum, există treaba asta. Ne vom întoarce dacă vom întoarce. Asta cere. este uh, faimoasa palestra, acolo locul unde se uh, uh, desfășurau luptătorii și atleții, pentru că trebuie să spunem că Jocul Olimpice din Antichitate, pe astea, pune. bun, aveau și preube de și așa mai departe, dar la greutate au dădeau atleții și luptătorii. De acord. Greutatea. Adică nu se mergea pe canotaj. O să ajungem, da. să sperăm dacă Bun. ne mișcăm eficient și la ilustrarea problemelor. Perfect. Aici este linia de start. De aici se pleca. Ăsta e startul. Să cu picioarele pe ăsta și de aici plecai. Nu furai startul, nu nimic. Gândiți-vă gândiți cum ce aveau ei în minte ca să facă treaba asta. Tradiția antică spunea că însuși Hercule se da. pista și era o treabă stabilită. Nu ne batem clar. joc. Și aici este omul despre care vorbim noi. Da? Aici îl avem în postura de donator al Academiei Române. Este galeria deci, om, de tablouri. Și să vorbim un pic despre el. Vin șocatine, nu, nu vin cu lecțiile neînvățate. Ei, uh, ne -a făcut un obicei bun. Da, obicei nu intrăm bun. în detalii prea, prea multe. Evanghelie Zapa Zapă, Numele sună al de românesc. Da. Nu chiar. <laughs> Omul era născut în satul Labova din fostul Epir, pe vremea aceea provincie a Imperiului Otoman. Ei deci, vorbim Duna Român? Duna Român vine în încoace, zice așa sunt de origine grec și cavaler eleniesc. Oamenii exact cum spuneai tu, era în sufletul lor, e foarte greu de explicat acum. Ei voiau să se întoarcă la, nu neapărat la jocurile în sine. Jocurile erau parte din... Voiau să recupereze moștenirea antică grecească exact. după 500 de ani de ocupație otomană. Perfect. Și vine domnul Suțu, Panaiotis Soutos da? născut în 1806, deci Zapa este în 1800, deci distanță foarte mică, studii la, ca și Zapa la Padova, la, adică oamenii erau și citiți. Ei nu aveau doar niște bani, hai mă să facem ceva Să rămânem în istorie Și se găsesc acolo ei doi Omul ăla vine cu ideea și cu alergătura în sine Omul ăsta vine cu banii și cu uh, cealaltă idee De, de organizare propriu-zisă Ăla venise cu organizarea sportivă Domne avem întrecerile astea, ne găsim cu ei și așa Tot lumea uh, greacă Elena, nu discutăm despre aceea Omul vine ce bun și ce facem după aia Să căi între ei El fiind antreprenor, fiind industria Agricolo-industriaș Faza de moșier, dacă care începe să se tehnologizeze. Da, exact. Zice, stai așa, oamenii trebuie să fie cazați undeva. Omul futurist rău sau vizionar. 1850. Da? Uită de 1896. Suntem cu 50 de ani înainte, 50, o jumătate de secol. Unde stau? Ce premiile dăm? Lasă-mă cu una de lauri. O, e frumos, îi punem cu de la. O medalie. Omul este omul și așa mai departe. Și vorbește cu Otto I., care era regele de acolo trebuie să iertați-mi că vorbesc ca apostolion, să-l îmbârlici pe el întâi. Deci un, un, grec cu un băiat stabilit pe teritoriul actualei României, să vorbești cu Otto, care e iarăși nume de grec, da? Hai, tată, să dăm drumul să reorganizăm la tine. O nebunie, uria. Ce vrei tu, mă, să facem? Jocurile olimpice alea de acum vorba ta 1500 de ani. Hai, mă, băiatul meu. Da? Ăsta este om. Ăsta este om. Idealist Bun. ar fi puțin spus. <coughs> ăla inscripțion... Hoți! Hoți! Zice, Otto ăla s-a uitat cam ciudat și a zis, fii atent. Pe, 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 aici, pe, front, pe, pe efigia tată, lui Otto. Și tu, eu pe partea ilaltă. Păi da, dar oricum mă întorceai tot pe banele. Aici, când atârnă la gâtul sportivului, Otto, Otto I. Bine, de menționat că aici vorbim de dinastia germană care conducea Grecia și care nici aia nu era străină decât da. de, de cunoașterea antică. Corect. Și... Uh... Bun, sunt că, să spune că a fost doar că n-au venit și ceilalți și așa mai departe. Asta zicea cu cubertă, pervers și el. Pervers, învățat, școală, cu tare. Ce jocuri olimpice au fost astea, mă? Păi unchiule, alea din antichitate s-au făcut cu, numai, cu lumea greacă. Ăsta când vine și face docul lumea greacă, de ce nu le. Domnule, s-a făcut o deschidere. Acum există navigațiune, zicea. Poate să vină ea de o parte, într -o alta. Unde Cistit că erau două cuzbaturi. Și pe vremea grecii antice exista navigațiune. Da, da până a de dus de dus britanice până în Marea Neagră. Corect, dar până ce mai pe băieții, da, până ce mai pe daci. Dura puțin, Să da. vină daci, trimite patru reprezentanți. Dura. Ăla da. e hoț cu Berta. Să da. menționăm, asta a fost o glumă. Da, daci da. n-au fost vreodată la jocurile <laughs> olimpice. <laughs> <laughs> adică și am luat -mă vreo medalii. Bun. Uh, și avem așa, jocurile olimpice zapeiene. Da? 1859, că noi avem unirea, 1870 și 1875. Deci nu se respectă din 4 în 4 ani. Omul atunci avea posibilitatea să organizeze, dar sunt trei ediții. băsta stai, că a făcut una și a murit, nu a ieșit nimic. Plecați de aici cu asta. Sunt trei ediții diferite la an distanță, 59 față de 75. Pornite de omul din imagine. Pornite de omul din imagine, Evanghelie Zapa, a făcut impresionante donații el a spus, băi, plătesc eu pentru aia, pentru aia, pentru aia. Lăsând la o parte ceea ce spuneai tu că asta este din Galeria Academiei Române, unde omul a sponsorizat niște dicționare și așa mai departe, Are, le dăm de o parte. Inclusiv sediu actual al Academiei Române. <laughs> În sensul că nu, că nu ne-a interesat, doamne, ferește că ne interesează, dar nu fac cu obiectul. Deci omul s-a concentrat. atenție, a mers mai departe. Iarăși aici cu Bertrand este pervers, pentru că îi, îi neagă, îi șterge toate meritele. Omul spune așa, atenție, bun, ei au făcut numai în Grecia, că era greu de acum 1500 de ani. Dar noi avem posibilitatea să chemăm cetățeni greci care viețuiesc acum în Turcia. Da? Care viețuiesc în Albania, în Cipru, în... Ăla păi, era Imperiul Otoman. În, în lume. Dar sunt greci. Da? Și atunci nu e logic să nu-i putem chema că tot a zis suntem la 1800, deja la 1875, discutăm despre o posibilitate concretă de comunicare. Se întâlneau oamenii la diferite congrese deja, băi, fii atent că noi în 2 ani de, nu mâine dimineață, dar noi în 2 ani de zile o punem de a treia ediție. Vi? Păi eu sunt turc, dar ești grec. Născut. Suntem în epoca naționalităților. Când veneai cu pieptul dezgolit, nici nu trebuia să mă plătești. Da? Hai să arăt eu cine sunt și să ne dezrobim Cum și să fim... Cum să duce în opinci până la Roma. Corect. Așa veneau și băieții ăștia. Creta, Macedonia, să vină băieții lui Alexandru Macedon, să vină și așa mai departe. Omul ăsta le-a gândit. Le-a pus pe, pe hârtie. Ca așa să venim acum să zicem bă, că a avut-o, da, am avut-o o idee. Dar din câte îmi spui tu, nu doar le-a gândit, le-a și le -a finanțat și făcut, le -a finanțat omul. Iar ea... el, fiind moșier român, asta o putem face o afirmație fără posibilitatea de a greși. Jocurile olimpice sunt făcute în mare parte cu bani românești. Discut, da? Și noi discutăm despre o internaționalizare a Olimpiadei, deci nu mai este numai lumea greacă. Chestia asta se întâmplă nu astăzi, de ceva vreme, cu țara baștilor la Atletic Bilbao, care este unul dintre cele trei cluburi care nu a retrogradat niciodată din primera diviziune alături de Barcelona și de Real Madrid. Ei sunt fondați la 1899, nu au retrogradat niciodată. Baza lor de selecție, parcă am mai vorbit noi, sunt cele șapte județe basce. Patru din Spania, trei din, de peste Pirinei, din Franța. Dar ei dându-se mai... Zapa, numai că cu 150 de ani de că baza de selecție este foarte mică. Bă, câți fotbaliși poate să fie în șapte județe? Ca noi să ne luptăm cu acei coloși. Și ce facem atunci? Extindem puțin, zicem așa. Merg și cetățeni bașci născuți în alte provincii. Și de aceea îl vedem pe Niachi Williams, care este cetățean de culoare, de culoare. Tu spui, băi, ăsta e basc? <laughs> păi stai un puțin. Și pe Ganea al nostru, român născut în țara bașilor, care a fost echipier, nu a jucat niciun meci din păcate, dar a fost echipier, cred că nu greșesc, Ganea, da? Echipier al celor de la Atletic Bilbao. Și tu spui, băi, o pricene, băi, da bine, n-aveți mă cum să fie, că nu e, cum, n-ai zis că e basc? Născut. Mamă româncă, tată Culturală. Exact asta face și băiatul ăsta, numai că bas ce o fac la 1.800, eh, 1990-2000, omul a făcut la 1859. A zis, hai să, gata, nu ne batem numai între noi trei județe. Hai să, păi și, n-ai zis că vrei, mă, numai linii. Da, dar trăiești și colo, și colo, și colo. Noi acum râdem. Hă, hă, hă bine, mă ce a făcut asta. 1857, că el a pregătit-o 2 ani 59. le De deci ce la 1857? Gândește treaba asta, hai să-i convocăm și pe aia. Discutai cu niște lideri ale unor comunități. Cum îi chemai, mă tu pe grecii din, Maced din Macedonia, pe grecii din Albania, din Turcia? cu greu, cel mai Foarte probabil. Foarte greu îi găseai. Discutai cu niște lideri locale. Ei trebuiau să spună care sunt sportivi, că tu nu-i chemai la congresul elinității. Plus că vorbim de niște sportivi care nu corespund sensului actual al cuvântului. Exact. Și care nu s-a antrenat. Ăla era căra Băi, ai vreun băiat. Dă-i seama cum... Cred că nebune să fi putut să fi trăit atunci. Băi, ești un băiat care aruncă pietre. Băi, da, e mai solid. E bun. E grec? Da. Unde șade? În Cipru. Ha, cum îl aducem, frate? Acolo. Merge mai departe. Cum era un, un moment ca să mai punctăm o treabă. Aici corespunde cu perioada antică. Până astăzi sportul este o manieră de afirmare a mândriei naționale. Clar. Ești mai bun, îți cântăm imnul și vedem steagul. La fel cum în antichitate băieții le făceau statui de au rămas unii până astăzi discobul da, la... exact. de suliță. Fost în față la stadionul Dinamo până la trecerea neființă regretatului Ivan Pațaichi în Dumnezeu Săliete era discobulul. Unde ne întâlnim? La N a trecut în de ființă, a trecut la mine. Da. El la Belu. Corect. Da. Uh, omul face exact ca atunci. Băi, ce statui avea oia în spate? De luptător, de așa șam... El nu a făcut ceva la bășcălie, alergăm, dăm o medalie, lauri pleacă acasă și ne uităm la ceas, gata, mă. El a gândit tot. Ceea ce vedem noi la Paris anul viitor cu ceremonie de deschidere, de închidere, cu statui și așa mai departe, omul a gândit. Ok, la Paris nu mai sunt statui. Dar el a zis exact cum să-l punem pe Hercule acolo cu Gioaga hai să punem niște atleți s A respectat vechi. și fondul mitologic exact. și fondul istoric. A pachetat o distanță foarte mare, repet, 1859 și o duce până în 1107. Ca așa zice, când a făcut o mă oprișene, 59, 60, 61, 62 a murit și gata, s-a dus mă, ce, du-te bă, da, aici cu jocuri de Jocurile organizate de el se continuă și după moartea sa. După moartea sa, când el, bun, vorbind de finanțare și așa mai departe, averea lui în momentul morții avea 770 de mii de lei în vremea aia. O fi fost prilej de gâlceavă puțin? Da, da, pentru că el așa rămâne. Dar noi românii ce știm să extragem? Doar cancanul care a avut loc cu ocazia morții lui când moștenitorii și așa mai departe. Noi nu putem merge mai departe de atât. Da? Băi, a fost scandal cu el, ce avea, mă? Avea moșii și ce făcea, bă? Păi el recolta porumbul și avea mori. Aha, și s-au bătut ăia moștenitorii după aia rău de tot. Uităm că omul a făcut astea, uităm că omul a făcut donații, că omul a sprijinit, dădea o mie de galben sau nu știu cât. Cert este că el, în susținerea Academiei, prin finanțarea anuală cu o mie de galben, prevăzută în testamentul lui Evanghelie. Susținerea Academiei Române. Academiei Române. El n-a Deci nu este doar filo -elen. Nu. Și acum, cei care se uită la noi pentru că ne-au scris mult și a zis, eu m-am dus la Damian și am vizitat cimitirul după ce a venit ce a vorbit despre el. Și am zis, dacă îmi spunea o prișene cu o lună înainte că eu să-mi iau copilul cel mic și merg la Damianos să vedem mormintele Dămbelu ce am ieșit nebun. Așa și acum. Hai să o forțăm noi. Ăsta este mormântul lui din localitatea... I ce catafalc frumos, da? ce, uh, Chiar arată fac, civilizat. Este de... col secol 19 pe plin. Da? Broșteni, de ialomita, În accepțiunea mea, broștenii erau unii singuri, ăia din opera lui Ion Creangă. Corect, nu se. N-am știut. De ce să o facem acum pe șmecherii? Broșteni de ialomita. Stop, de aia oamenii și specificau broștenii de Ialomița. Deci nu vă deci duceți nu? în Moldova, da, coborâți cu Ion Creangă în mână? Nu? E broșteni de Ialomița. Și știi că vorbeam noi, poate am putea chiar să mergem. Ai spus cu... Ialomița e o oră jumate, Nu avem la mare lucru de făcut. Ce-i putea face? Dar eu zic o lumânare non-ipocrizie. Băi, am venit noi, ia fă niște selfie ia. La mormântul lui Zapa, ia, ia, Nu. Să mergi fără să știe nimeni. Tată, tu ca iubitor de sport, ca scrib și numărător de cornere. Sau ca cetățean care te-ai uitat la o întrecere sportivă de orice culoare, nu fotbal. La ce mi tu mie și ca amator de artă funerară. Uitați-vă cum arată, asta da? Asta e un exemplar superb. Și ne... -ă, normal era spart, Uita, ia uitați-vă cum arată, este un monument care are 140 de ani de zile de existență. Și uite-l cum arată. Nu știu de unde datează poza, am împrumutat-o și -o, adică am pârlit-o de pe internet. Să sperăm că nu și-a modificat aspectul de timp se termină cu zapa și din păcate se termină și cu tot ceea ce a creat el. Nu știu de ce. Nu putea să acopere pierde cu bertân chiar orice. Ștergem așa toate urmele, du-te bă de aici cu a românul vostru și așa mai departe. Noi ne îmburicăm că e român, de aia ne îmburicăm. Dar dacă ar fi fost un bulgar, dacă ar fi fost habarnam, un sârb, ce făceau ăia? Băi, a așa un pic. Băi, ne-a pierde cu. Ia stai tu mai așa un pic. Băi, ăsta a făcut să aduci atleți acolo. Respecta la paranteză. Am fost anul trecut în Turcia și acolo pe lângă temple și monumente și ăsta Aspendosul cu amfiteatre, hai să mergem pe stadion. Stadion antic. N-am ajuns în Olimpia, n-am fost niciodată acolo, dar pe baza pozelor puse unul lângă altul, am fost în mijlocul unui stadion din lumea antică structura aia așa uh, ovală, da? Uh -huh. Acolo. Îți dau cuvântul de om trein și eu nevastă mi-aș fi om. Liniște mormântală, cal 480 de grade și pietrele aia cu un stadion de 10.000 de locuri păstrat în condiții foarte bune. Nu zic intacte să o forcez. Mi s-a făcut pielea ca de găină. Era liniște sau jau doar frunzele? Și mi-am închipuit, acum nu dau un de Spielberg și de James Cameron, dar cum se simțea atletul acolo cu 10.000 de oameni. 10.000 de oameni da? Sau ca să extrapolăm, ăla cu 40.000 de, de oameni ala. cât înghițea Olimpia. Am ajuns acolo, soția și cu, cu băiatul au rămas pe trepte și eu am zis, băi, mă duc până acolo. Mai săreau o șopârliță, mai o că nu conta, că era teritoriu virgin în ovalul ăla. Și am coborât acolo, în mijloc. În nebunește. Era exact ca Russell Crowe în Gladiator când se învârte așa. Da. Na, na, na. Și așa eram. Și mă gândeam, băi, acolo era pe teritoriul Turciei, nu știu ce s-o fi întâmplat pe stadionul respectiv, că o fi fost cu care, că o fi fost cu atlet, nu, asta contează. Am intrat pe acolo, deci era ca la gladiatori, intrai printr-un tunel, așa intrai. Și am intrat cald, repet, hop! Mamă, frate, bucățuri așa de dale. Să-ți mai, să -ți mulțimea, voi exact. deodată că ai intrat. Și tu, că toți sportivii spun așa, oprișene, nu mă interesează că sunt dușmani de mei, adică uh, care susțin adversarul. Eu vreau să le aud zgomotul. Eu dacă am intrat pe teren în pandemie, și m-am uitat așa și gol tot stadionul, am zis, bă, să nebunesc că ăsta nu-i sport. Păi da, unchiule, dar vine aia din de mii contra ta, care îți mai arată un degețel, o cutare. Nu contează. Să fie ceva acolo. Da? Să te captezi la rumoare. Să-ți dai adrenalina să ți adrenalină, să zici, mor cu ăsta de gât. Ca așa, intră. Și, și, și. Mai sunt meciuri cu, din cauza incidentelor provocate de spectator cu o partidă înainte sau cu două, primești două etape de... Și joci. Și microfoanele astea de fond captează tot. Când dă la mine, Puff, dai bă! Puff, zici că ești pe PlayStation. Tu trebuie să auzi un vuiet. Okay. e ceva similar cu actorii din câte mi exact. Descri. Actorul exact. care se, se, cuplează pur și simplu la vibrația publicului. Nu i-am în sală? Nu. Că mai e un gălbănaș cu telefonul mobil, că mai e unul care scui pe sămânță, că mai e unul... Bine, la dimensiuni de stadion chiar nu-i simți. Da, da. Dar omul spune, știi, și e paradoxal. Adică, stăm așa, tu vrei să ai unii care... A, de preferat să iau pe ai mei care mă susțin Dar când mă duc în străinătate Am făcut acum 2-3 săptămâni Cu uh, fata marelui basketbalist Căruțașul, cu Alexia Căruțașul Care joacă volei și care uh, evoluează în Turcia Și mi-a zis, noi acasă Nu au voie să intre decât fanii noștri Noi când mergem și jucăm la galata Numai fanilor, ea dărâmă sala, vibrează tot Contra mea, dar și la mine când vin la Vafkif uh, Bank, la mine Intră numai băieții mei și am zis, și cum te simți când te duci la Galata și 3500 că turcuți, scoate bateria de la telefonul mobil și aruncă cu ea în cap la jucători? Nu există. Da, am văzut da? eu că sunt mai vin, manifest. No, no, no. Și a zis, da, tată, dar după aia se întorc și ea la mine. Dar zicem, da, adrenalina, îți tremură grisinele, cum zic sportivii, tremură grisinele 3 minute, după aia te obișnuiești, dar ea cad pe tine, asta e senzația, cade efectiv. Tribunele la fiind așa mititele, fără pistă de atletism, la practic țipă la 4 metri Acum, de tine. eu nu sunt expert în medicină, nici în biologie, dar presupun că are un efect asupra performanței oh, sportive. Păi Carl Lewis, înainte să sară, el făcea așa. Să-i dea ritmul. El pași, ok, știu, o să zic că lumea, băi nebunilor, exagerați, asta și voi în perioada romantică, ăla și calculează după aia de tribune și dacă dă 5, 5 și ăla ce face, nu mai face record, nu. Dar el pa și el să rea la în lungime. Nu pleca. Și făcea hop, să dădea în spate, în față, și calcula hop, și zicea, ce faceți, băi? Sau la săritura în înălțime, mai ales. La săritura în înălțime, unde pașii sunt calculați clar. Și ea făceau. Hop! 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 Și el așa vine. Vu, 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 și accelerează. Hop și sare. Ok, face hop, hop și Dacă n-a fost din public, dacă n-au fost pe stadion, poți să-și imagineze că te alerg un câine. Exact. Și, și brusc, dai, hop, hop, constați că performanțele tale sportive cresc. Cu siguranță că cresc. un atlet precum chiar lui face hop, 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 hop și fără ea din tribune. Da? Dar omul ăla Stefca Constantina, vă mi aduc aminte, bulgăroi ca săritura în înălțime care se bătea cu a noastră cu galina asta fei. Nu, 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 decola niciodată fără asta. Ce faceți, nu, copiii mei? Păi ați adormit, băi! Să uita lei, ce faceți, nu? Pentru că de obicei la o reuniune atletică de, de, tipul ăsta sunt aia care le alergă pe pistă, sunt unii care sar la groapa cu nisip și tu în altă parte la spectatorul la ce se uite, că sunt 3-4 în același timp fiind stadionul mare. Nu stăm să sară aia la groapa cu nisip, așteptăm toți. Nu, băieții alergă la 10 pe, mar, pe, margine, pe, pe, pe pistă. Cât timp alergă băieții? Aia, hai, ne aruncă cu ciocanul să le dea în cap, dar unul sare în înălțime și una sare în lungime sau ceva mai de, așa mai. Și tu ca sportiv zici, băi, pe mine mă interesează la cum alergă, eu ce fac și așa mai. Nu! Și ea probabil că îi vede. Ce faceți, mă? Hai, dați-i mișcarea. Hop, 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 hop. hop nu mă un sportiv poate să-ți explice asta. Noi, chibiții, mamă, mișto, uite, să face pielea ca de găină. Dar omul ăla, sportivul ăla, dacă sunt sportivi care cer asta, cu siguranță care importanță. Corect. Ai menționat de mai multe probe. Haideți să încercăm să facem la fel o paralelă. În perioada antică începeau jocurile avem un soi de ceremonie de deschidere, dar este ceremonia religioasă, se aduc sacrificii exact. zeilor, Ei, se e, ofranda, foc, împortim. Olimpia fiind dedicată lui Zeus. Clar jocurile alea de acolo, erau în cinstea lui Zeus, acolo a fost una dintre cele șapte minune ale lumii antice, marea statuia lui Zeus din Olimpia, opera lui Fidias, de peste șase metri înălțime, când au băgat-o în templu și au dat seama, mamă, n-am calculat-o bine prea. de ăsta da. cu capul de tavan, Da. dar au reușit să o pună, era lucrată din filde o și din aur. aur, când bătea soarele pe ea, o splendoare, culmea n-a fost distrusă acolo, a fost transportată la Constantinopol și dispare într-un incendiu, fiind materiale care se deteriorează, Corect. Revenind Faci ceremonia de deschidere, și după care probele, așa cum spun istoricii antichității, sunt în prima zi a alergării. Asta presupun că încă avem. Da. Exista te... probă de viteză, probă de anduranță, dar nu maraton. Maratonul se terminazi. Maratonul închide Jocurile Olimpice. Proba de Bun. maraton. Deci da. astăzi este inclus în este Jocurile inclusă... Olimpice este proba de final. Exact, proba de final. Unul în rest se desfășoară. Acum uh, am avut discuție cu Paul Gheorghe, care este șmecherul nostru pe Street Dance. Și uh, eu -am, nu i-am reproșat, dar mi-am permis da, să fiu mai ironic așa, pentru faptul că la anul, una dintre disciplinele olimpice va fi breakdance -ul. Tu ești campion olimpic la breakdance. Una dintre disciplinele olimpice va fi suitul pe, cu drăciile alea pe cum e, că arăță, pe, de te, pe... Nu? Alpinism. Alpinismul, dar nu e alpinism, e ăla și așa mai departe. Este skater o disciplină Sincer, olimpică. nu știu dacă avem un termen român, e climbing. Ăla. Suitul pe nu știu, alpinismul de interior, nu știu cum are el o denumire. Nu, nu sunt ironic, chiar nu, nu știu cum. Nici eu. Adică nu e bășcălie. Și am spus, Paul, iartă-mă, dar nu pot Asocia pe Elisabeta Lipă cu un câștigător de la tine. El mi-a spus: Tu știi ce înseamnă breakdance sau dance-ul? Tu știi că noi avem mișcări din toate sporturile, din gimnastică, din atletism, din noi trebuie să rezistăm 3-4 minute. Mult succes să-l contrazici! Și am zis: Bă, stai un pic, că omul are dreptate, cred că m-am dus prea departe. Au zis: Sunt discipline care folosesc o chestie de la disciplina respectivă. Tu știi că noi folosim de la 7-8 discipline? Păi, tocmai, uite, e utilă comparația ce ar mai recunoaște dacă ar învia un grec. Da. care a mers la Olimpia da. la Antichitate, ce ar mai recunoaște acum? Deci alergările le-ar recunoaște. Clar. N-ai sneaker și n-ai Adidas și n-ai cutare. Nu contează. Băieții alergau în sandale. Da. Seama, ce Aia record, ar ce fi fost. prindeau ei. ca paranteză, se pare că avem un clișeu care nu prea e real. Faptul că erau goi. Da. Toma de la legenda asta Lui femeii alea Care s-a da. substituit ca Ar fi gândi. mers tradiția Ca e un să fel fie de control papal -pa Da Cam așa ceva <laughs> Dar acum nu e nevoie Să fii expert în istorie Ca să te prinzi Că dacă alergi în pielea goală Mai ales ca bărbat Apar o mică problemă Da Mai mare chiar Dacă prin și vitez. În funcție de din, Mă rog da. Nu da. mai intrăm în detalii Fiecare după cum crede Corect uh, dar problema este asta, că nu poți să performezi, și cel mai probabil nu erau dezbrăcați. Deci, asta este un clișeu, este o idealizare Avea în, un arta, în arta antică care ne reprezintă goi, de fapt este o treabă de perfecțiune umană. Da. Dar alergarea recunoaște recunoaște. Corect. În ziua a doua venea pentatlonul. Da. Penta, limba greacă, sunt cinci. Păstrați și astăzi păstrat și. Bun. Adică nu știu dacă este chiar disciplină olimpică Dar decathlonul și toate astea se păstrează Proba probelor În antichitate avea alergare, iarăși da. Sărituri, da. lupte De unde da. vin luptele greco-romane Aruncatul suliței și aruncatul discului, discului. Este aceeași... Sunt păstrate, a... fie ca discipline de sine stătătoare Că ești campion olimpic la aruncarea discului La aruncarea suliței și așa mai departe Bun. Ele se găsesc și pe Xbox-uri Poți să joci cu un chinet, îl pui acolo în față Și o arunc în sufragerie cu filmul 70 ceva de metri Sunt 3-4 camere care ți iau imaginea Tu te duci și hop și faci așa aia Și în funcție de, de bolta pe care așa Zice 75 de metri. Și disc și așa mai departe. Avem tot. un record la aruncări de suliță A, și de disc? Bă ele se duc undeva, n-aș vrea să greșesc, cred că la peste 85 de metri la, la suliță. S-ar putea să fie și un picuț mai mult, dar putem să ne uităm. De dar vrea să nu înseamnă... Nu e să de păr faza un, aia din Troia cu Achile? Gândește că e un stadion capcoadă. Un stadion de dimensiuni civilizate are 90 de metri. Tu gândește că ești într-o poartă ca, să fac, ca oamenii să... Dar cred că putem să ne uităm ca să nu spunem prostii. Eu cred că e undeva pe la 86 de metri. dar da, să nu. Gândește că ești într-o poartă. Dacă nu e că ești într-o poartă, bați că tu vii cu ți elan. Calci cu piciorul pe linia porții din dreapta cum privind stadionul și arunci aia, gândește ce-ți spun, peste un stadion, peste un teren de fotbal și ea cade în poarta ailaltă. Sau aproape de poarta ailaltă. Da? în oia este scena aia de care toți au spus Că ai dat-o în de regie Când Ahile stând pe templul lui Apollo Aruncă sulița Uf, la vreo foarte 100 probabil. de metri Și îl nimerește pe probabil să fie Foarte probabil să fie uh, Cred că undeva pe la 86 de metri Cu diferența Asta, că acolo. în antichitate băieții chiar s-a pentru război da. Adică ei nu făceau aruncarea da. soliței doar de amorul artei ei chiar aveau de exact, aruncat sulițe mai târziu. Dar cum e, dar trebuie să găsim ca să găsim și recordul olimpic, nu? Ca să fie. Uh, da, cum e deja velin, Olympic Records, nu? Oluim, băi, că. Măcar ca idee să ne facem, să nu râde lumea de noi. Or, ia să vedem, găsim așa. Uh, nu, iartă mă spuneam prostii, cred că mă, mă referem la fete sau nici măcar la fete. 98,48 fix cât un teren stabilit în... Da, la fete este 72. Deci e probabil bine că, că... ne-am ferit de exagerări. Da. Deci nici pe departe nu exageram, chiar eram un pic sub. Sub. A, ah, nu, nu, e bine. Asta este recordul mondial ce am citit eu. Recordul olimpic este 90 de metri la bărbați. Deci recordul mondial este în afara în af... competiției Recordul el este 98. Acolo e 100, cred că e 98,48. 48 Ai avut un teren așa, de fotbal, ai aruncat-o dintr-o poartă și spargi o minge care se află în poarta cealaltă cu sulița. 98,48 fără un metru jumate, ai 100 de metri în cap. Recordul olimpic, Anders Torkilsen, 90,57 în 2008 și la domnițe recordul olimpic normal, puțin mai mic, 71,53. Da? Deci este o suliță normală, ți-ai având și o arunci. La disc la fel. La disc la fel. Am fi ajuns în ziua a treia la Jocurile Olimpice, când ne-am fi întors în stadion să asistăm la lupte. Clar, astea sunt. Luptele greco-romane, cu deosebirea, cred eu, că la vremea aia regulile erau foarte sumare spre deloc, adică în afară de mici lucruri, cum ar fi să nu te apuci de o anumită extremitate la da. bărbați. Aici iarăși e discuția dacă erau îmbrăcați sau nu, că aici să chiar contează. A, nu, că poți să te apuci și dacă ești îmbrăcat. Să dădeau cu anumite uleiuri, erau bagabon și de pe vremea de acum 1500 de ani, să dădeau cu anumite uleiuri de măsline să nu poți să-i atingi, să nu poți să-i tragi. Hop. Era greu că, era da. adevărat că îngreuna priza. Bine, tu să, adică și eu și tu ne dădeam, că nu eram numai eu ăla șmecherul și tu erai, da, cum arătau, da? Nu aveai cu, să bagi degete în ochi. Exact, să dădeau cu nisip ca să poată să facă priza. Asta e mă, că ai venit cu ulei de ăsta și aruncau cu ei. Era un fel de sumo un fel. Care adică da? asta, greco-romanele de astăzi mai respectă ideea de lupte greco sau doar păstrează da, dar gândește-te la altceva. Astăzi toate sunt în sală. Tu gândește că erau pe un stadion deschis, putea să plouă. Te să ne întoarcem la da. Putea să plouă, da? Putea să plouă, putea să fie soare. Tu stăteai pe masă, stăteai sub un copăcel, poate mai aveai 40 de minute până intrai. Acum tu stai într-un vestiar cu aer condiționat, ok, lucrurile s-au schimbat, dar diferența esențială este că acum ești într-o sală și atunci erai deschis. Gândește-te ce înseamnă treaba asta. Că una e să vii să ai 3 minute de concurs după ce ai ieșit dintr-un aer condiționat și alta să stai două ori într-un colț în soare tropical, cum zic eu. De acord. Da? E o diferență imensă care clar, clar, clar lucra la calitățile tare și la uh, punct, puncta și la sistemul de... Ok, toți stăteau în soare, nu veneau unii dintr-o sală. Dar astăzi e altceva. Deci în ceea ce privește condițiile, vorbind o dificultate mult sporită, era destul logic, de evident. Dar uite-te cum arată aici, e soare aici, să, să alergi pe aici. Bun, și ea alergă astăzi la maraton, ai văzut că au punctele alea de... Acum se întâmplă niște lucruri, iarăși de fă o paranteză, niște lucruri incredibile la, la chestiile astea de maraton. Ai șapte, n-aș vrea să greșesc, dar cred că ai undeva între 5 și 10, 7 puncte, mi se pare, de adăpat. De luat o burete pe care ți-l torni în cap, că totuși organismul e vorba de 42 și ceva de kilometri. Este o distanță măricică. E organism, tot om ești. Nu poți să funcționezi doar cu ce ai luat exact. la plecare. Și atunci Și sunt atleți, mulți. Și uh, am văzut chiar la un maraton acum o lună de zile, nu mi-aduc aminte unde, dar cred că la Berlin, mă rog, ratează ultimul punct. Nu-l vede, că eu, ce înseamnă pomul? Stă unul, ai o masă pe care sunt 20 de sticle adunate așa și 10 bureți muiați în apă. să cauza epuizării percepția. Și băiatul din spate, vezi, n-a murit Fair play, ăsta total. Băiatul din spate ia buretele și dă În Mon moral, eu trebuia să te lasă mori. În, în ghilimele. Să le și. Sau chiar și direct fizic, nu. eu îți dau apă. Oh. Sau eu îți dau buretele. Ai spus de murit. În Antichitate aproape că n-a fost ediția Jocurilor Olimpice să n-ai victime. Era. O să spun imediat de ce. Da, era un. Avem cazuri de mortalitate la Jocurile da, Olimpice? Din păcate, din... da. Um, am văzut din ăsta cerebral. E faimoasă Ave dacă ce? oamenii caută și care nu renunță. Este o atletă. O doar, sunt mai multe cazuri, dar cel mai faimos, dacă faimos are grad de comparație, este cu o doamnă care intră pe... Maratonul se termină întotdeauna după ce dai după ce intri pe stadion. Deci, indiferent că alergăm pe șosele, pe câmpă și așa mai departe, logic, finish-ul se termină pe stadion în fața 70.000 de oameni. Da? Că faci o tură întreagă și revii, că faci o jumătate de stadion, nu contează, acolo este fine. Și ea intră acolo, îi ia 5 minute de la intrarea în stadion până la finish, pentru că ea este așa. Creierul nu mai funcționează. Vizibil Încep cele 40.000 de ore de discuții. Ce facem atunci? Medicul intervine și spune, domnul asta, asta moare. O priz cu tare, o, sau o lăsăm pentru că mai are 300 de metri și că ea a concurat două ore și ceva alergat. Ce facem momentul ăla? Ce fac spectatorii? Hui de -o oficialitățile? Băi nebunilor, opriți-o pe asta, pe ăsta, nu contează, e un om care va muri. El va muri dacă mai are... Uite, deci merge iertăciune, e o muscă beată, o muscă fără cap, da? Pentru că nu mai funcționează creierul. Stă așa în picioare, vede linia de finish, dar nu mai ajunge la ea. Și atunci este, cum să zic, dacă ar fi într-un film, ai spune, domnule, cui a venit ideea asta, domnule, bun? Medicii stau pe lângă și ăia care s-o susțin. Nu pe mâna pe ai pus mâna pe e descalificată. Ai ajutat-o o secundă. A picat, ai luat-o. Dar ea vede linia de finish. Maratonul s-a terminat de mult. Sau ei au făcut recorduri, s-au s-au schimbat, au făcut duș. Ia ce face în momentul ăla? Discuții, repede de 40.000 de ore. Ia ca sportiv ce face? Renunță după 40 de kilometri? Nu. Îi mai, dă capa îi, dă mai, îi mai dă posibilitatea? Creierul mai funcționează? Nu. Uh, spectatorii ce fac? Huiduie pe ea care nu intervin sau aplaudă? Ce face ea? Ce faci tu în momentul ăla când nu vezi? Zicea, bă, bă, moare. Bă, moare, ești nebun? Nu, hai să o aplaudăm. Este, mă, hai că mai ai 150 de metri. Discuți. Empatia. Ne uităm după aia pe, pe internet, pe YouTube, uh, îți muști unghiile și uitându-te la YouTube, eu am văzut-o de 15 ori. Și îți muști cu unghiile așa. Alt caz, nu știu dacă e la Jocul deci Olimpice. Când asta se soldează cu o moarte. Nu. Deci, nu. Nu. Cade, leșină și a zis, își revine și a zis, cum să nu termin un maraton? Deci nu e un caz de mortalitate nu. până Fata la urmă, mea, dar tu ai. S-a putut recupera. S-a putut recupera, dar cum gândea ea? E modern. Altul este, cred că sunt lui olimpice de la Barcelona, iarăși nu vreau să greșesc, că sunt mai multe cazuri, când tatăl intră, l-ai descalificat, clar, dar tatăl intră, îl ia de umăr și e așa aleargă ultima, ultima 100 de metri. Ăla tot la fel, ță, 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 e AVC, clar, sau e demici cerebral din ăla, cum nu se sunt, cheamă, da? Nu am cunoștințe exact. bune de dar medicină. Ceva, e ceva grăvuleț. Adică tu te ai pierdut așa și picioarele merg, dar e, e așa, e împleticit. E un soi de inerție. Exact. Probabil că dacă ar mai fost o tură jumate sau o tură de stadion, n-avea cum să mai termină, dar așa 200 de metri bun. Dar organismul, creierul, deci undeva, bun, el e terminat, dar îți mai dă un impuls mic. Băi, tu trebuie să termini, băi, tu trebuie să termini, băi, tu trebuie să termini, uite, uite aia, uite, nu știu ce se întâmplă în momentul Nu, no, astea ală. sunt discuțiile despre capacitățile aproape da. nelimitate ale creierului de a se regenera. ești descalificat. Îi puneau în așa și trec amândoi, așa. De la terminat și trec linia de sosire. Cazuri, mai multe, dar uh, există, da, și probleme. Cred că pe la, la Olimpiada de la Stockholm, în 1900, la Jocurile Olimpice, Stockholm este 1912, când e primul caz de deces la maraton. Nu erau sportivii pregătiți. Mulți veneau, aveau structură militară și la noi primul care câștigă maratonul e de un locotenent, de un de roși, da, de, vânător de, munte. de, vânător, de munte, Gheorghe, nu știu cum, care e clar că ăia avea o pregătire. Ei, ăștia la alții, băi, du-te mă și tu, băi, au ăia suedezii jocuri olimpice și și a zis să trimitești noi o delegație de alergăcioși. Păi, poți păi, ce te trimite mă de la noi în 1912? Du-te mă, nu de România. De da, du-te mă și tu. De ce? mi se pare un norvegian băiatul învățat cu sporturile, nu-i de rău, știu, dar învățat cu sporturile de iarnă, când l-ai pus să alege 42 de kilometri pe căldura asta, palacul. N-a făcut față. N-a făcut față. Deci, mai sunt decese la alte competiții? Dacă-ți fi sulița, că arunca cu sulița și la a mai pe unul de pe margine. A, și nu decese sportivul iese și... Din, din, mai sunt cazuri faimoase cu jocheul decedat pe spatele calului și calul merge și trece linia de sosire. Dar nu la Jocurile Olimpice Mai sunt Astea fac obiectul Cum să zic Nu pot să zic Că e din frumusețea sportului Doamne iartă-mă Dar e la de cancan. -can. Bă există așa da, Și e o posibilitate colo... Până în prezent Da există Există cu Pur. siguranță La greci Cel mai des se, pre... se petreceau decesele La competiția de pugilat De box Da unde, ă, asta mi s-a părut cea mai șocantă treabă din câte am documentat pe perioada antică, mănușile nu erau gândite să atenueze lovitura, mătușile, mă, mănușile aveau... Mătușile, frumos. Mănușile aveau ținte și plăci de plumb pe mână, tocmai ca să fie sigur Cât mai... că îți rupe capul când Da. E ca în Charlie Chaplin când îi bagă magnet și îl trăgea bucăți de plumb și îl trăgea, nu te să rădice mâna. Și deci de aici ei... avem o descriere la Homer, chiar, da. care spune de oase pisate da, 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 da. pentru competiția da. asta. Zici că e kickboxing cu Van Damme, când își băga cioburi în... Cam așa ceva, își adică ceva ce -ar face în... pe pugiliștii de astăzi să se zbârlească puțin. Vezi, aici este stăteau mai subțire cu fair play-ul. Da, și eu și... Nu, ăla era fair play-ul atunci. Da, și eu și tu aveam același mânuș, Adică tu nu veneai cu oase pisate și veneam cu unele cu burete. Nu. Și eu la fel. Eram de la egal la egal. Da. Cel mai probabil tot așa, pentru că trăiam într-o lume unde, după ce ne duceam acasă, aveam mari șanse să ne trezim cu bronzul pus pe noi. Corect. Hai la bătaie și îți venea unul cu o Și gioagă. te mai așteptam 4 ani pe ca să-mi iau revanșa. Trebuia să te bat acum. Nu aveam că las că ne mai vedem săptămâna viitoare. ne vedem peste 4 ani. Corect. Da? Când putea să apare unul mai tânăr. Eu aveam 30, dar a venit unul de 18, ne bătea pe unui. Bun, aici e clar că te... s-a modificat. Hai Boxul să te... nu se da, mai face așa. Corect. Dar da, e în continuare proba da, olimpică. Da, cum să nu? cu riscurile de rigoale, că Federația Română de Box a avut probleme, a fost eliminată acum ți-am zis că săptămâna asta au fost eliminați. mă rog, nu despre asta discutăm, noi să păstrăm ideea de sport în sine, că nu ne interesează ce se întâmplă prin birouri. Sau dacă te interesează în momentul în care uh, federația ta de specialitate este interzisă să participe ce vină are sportivul? Niciuna, noi moralmente. Avem, noi avem un mare sportiv. uriaș suspendat pe viață Nicu Vlad, un mare halterofil din cauza scandalului de topaj este suspendat un Everest al halterelor pe viață. Era celebru pentru pulpele foarte voluminoase pe și care în le avea Olimpice, cu noi, jocul Olimpice de 84, Los Angeles, unde făcea cu aia ca uh, Pope Marinaru. Era uriaș și Niște probleme cu federația noastră, cu niște sportivi moldoveni veniți în coași naturalizați. Dar nu despre asta e subiectul, dar da. De acolo. Da. Da, există. Nu, asta am conchis. Mo monumente distruse. Nu există corespondență între Antichitate și acum. În Antichitate tot totul era natural, totul era Correct. după capacitățile Correct. fizice. Corect. Și am mai fi avut o probă care e adevărat că majoritatea cercetătorilor spun că nu este din partea inițială, ci este introdusă pe parcurs, cursele de cai și de care. Da. Pentru greși asta nu. Era o treabă importantă. Asta Astăzi nu, nu. mai Astăzi avem nu. animale no. la Jocurile Olimpice. Aici no. e destul de limpede. Corect. Bun. Terminăm cu Jocurile Olimpice în, în Antichitate și venim la astea interzise de nenentul Teodosiu, nu? Motivul Care trage... uh, oficial de interzicere era uh, pudibonderia. Faptul că erau mult prea dezveliți fizic pentru morala creștină Morala creștină este cea care schimbă un pic paradigma bun. din antichitate. Antici au spus întotdeauna, naturale nu sunt turpia. Lucrurile firești nu sunt rușinoase, principiul școlii cinice. Exact. Iar modelul antic, unde eu sunt, nu nostalgic, eu sunt convins că este încă de actualitate, era calocagatia. Calos în greacă înseamnă frumos, Corect. agatos înseamnă bun. Calos, frumosul se referă la fizic, să ai un fizic armonios. Uite ce s a găsit să vorbească. Da, așa. Lăsați. Iar agatos înseamnă bun, înseamnă să fii și pe interior. Adică Perfect. și ce în face ceea ce faci cu Bertan? Vine cu citius, altius, fortius. Mai bun, mai cu tare, mai De unde le-a luat? Le-ai mai dat o bidinea. Le-ai mai văruit un pic, de unde le-ai luat? Adică, Doamne ferește, acum o să vină, e, iarăși o să vină. Băi, a doi l-au făcut varză și pe la pe de cu gata, bă, nici la unui bun. Baronul nu a venit contestă ideea, drepturile. S-a întâlnit la un congres, a avut ideea să întâlnească cu niște barosani, avea, era cu trabuce, cu joben, cu și așa mai departe și a ținut mișcarea olimpistă vreo 20 ceva de ani, într-o perioadă grea, cu primul război mondial. Adică, domne, nu, nu ne arde noce și el face în, face 12 și după aia se oprește mișcarea olimpistă, gata, mă, nu să mai rea și omul vine și o rea. Am, da? Ai spus un cuvânt cheie vis-a-vis -vis de uh, anulare. Teodosie I cel Mare, bon. 393, în jocurile olimpice. Sunt niște istorici care spun că s-au mai ținut clandestin. S-au mai ținut clandestin. Da, până la un incendiu, ori o incendiere voluntară, 30 de ani mai târziu. După exact. care a mai fost și inundații, s-a distrus cu totul. Exact. Avem și cazuri de jocuri olimpice în modernitate anulate. Da, sunt nu, nu neapărat anulate, este Tokyo de acum 3 ani de zile, din cauza epidemiei Bun venit de în pandemie. coronavirus. Ăsta e amânat. Noi o luăm la bășcălie, că sunt Jocul Olimpice 2020-2021. Da, au fost nevoiți să mute da? un an mai târziu Din cauza... Da, avem jocurile olimpice de la Londra adunate total în 1940 Pentru că este al doilea război mondial De deci ce Berlinul în 1936 E greu să ai olimpiadă și cu bombardamente Și așa mai departe, dar este reluat în 48 la Londra Atenție, în 48 multe țări încă nu, nu, nu se apucase Deci, tehnic, două jocuri olimpice mai târziu Da da, Ar fi trebuit să altfel. aibă și în 44, presupun că niciodată nu a nici fost normal, și în 48 la Londra, care știm cum arăta Londra după război, după cel de-al doilea război mondial. Un pic da? mai mică. Și după intervențiile băieților din Ludvafe și așa mai departe, dar este o similitudine, mă rog, perfectă, aproape perfectă, între Jocurile Olimpice de la Londra și Campionatul Mondial de Fotbal din 1962 din Chile, pentru că ei în 60-60 au cel mai mare cutremur din istorie. Valvidia când se schimbă formele de relief aproape nou pe scara Richter. Acolo nu mai Sperăm suni. să nu avem șansa să experimentăm exact. și ceva. Și ăia imediat zic O mutăm în Brazilia, pentru că în Brazilia a să loc în 50, pardon, se mai păstrau stadioanele. Gol! Gol! Și și gol. <laughs> și a zis să-l mutăm. Și președintele țării care decedează la câteva zile înainte de începerea campionatului mondial, președintele Cilian spune nu statul cilian își va reveni din cauza cu tremurul, nu datorită, din cauza cu tremurului. Noi ne apucăm de reconstrucție. Vrem să arătăm că poporul cilian este șmecher și că își revine. Băi, nene, tu ai inversate formele de relief, s-au făcut așa străzile. Așa erau. Cu o casă aici și una aici, le fusese așa. Și a zis, băi, nene, mai aveți doi ani. Nu, da, că mai are poporul cilian. În doi ani de zile se repară tot. Și-au reușit. Cel mai mare cu tremur. Da? Uh, 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 rămân în mină cei 35 de mineri sau câți rămân în Chile, da, mai acum 10 ani. Chile merge la campionatul mondial într-o grupă a morții și care este reclama? Reclama este cu cei 35 de mineri. Bă, exact așa este. Păi voi ziceți că am picat într-o grupă a morții? Păi noi chilenii am stat o lună și ceva într-un subsol, bă, la 80 de metri și n-am murit. Bă, terminați cu grupa morții. Noi am învins moartea. Să face piele așa de 5 ori, nu trebuie să știi spaniolă. Estamos în la grupul de la muerte? Nu, no, noi o defendem la muerte. Și așa mai departe. Și uite, fii atent, ca să ținem cu naționala ciliană, le-am luat băieților o, de o carafă, un ăsta, în care am băgat niște pământ de acolo din bină. Ia mă băieți, aveți succes. Noi suntem Chile, ci, ci, ci. E Chile. ceva la spiritul ăsta latinoamerican. Așa vin și englezoii și spun, băi, bă, ușor cu Londra, că uitați-vă, voi nu mai aveți și clădiri picioare, bă, sunteți nebuni la cap, ci de-abia am terminat. Și a zis, Stați ușor, așa ne revenim. Ok, sunt jocurile austerității. Poți să te transpui și în Grecia, adică sunt două cazuri ca să le echivalăm cumva, nu la Olimpiadă direct, dar la termopile Este celebrul spartan Căruia îi se da. spune De către solul persan Tragem atâtea săgeți și noștri Sunt atât de mulți Încât întunecăm cerul Perfect, Întunecăm vom, tot Vom lupta la umbră <laughs> Și a doua Este mai târziu puțin <laughs> Când Cred că tot un împărat Al Persiei Nu mai țin minte exact Îi trimite un mesaj Regiului Spartei Care refuză să se supună Că dacă vom intra în Sparta Vom face prăpăd și cutare Și este cel mai scurt Mesaj de răspuns din istorie Dacă, dacă. If. Stați să ajungeți până aici, băieți. Sparta ne-a vând ziduri vreodată. Ăștia da. n-au avut ziduri de apărare, se pare. Hai veniți în coaș, mai stăm de vorbă. Bun, pornim cu 1896 dar nu pornim cu 1896-le. Atenție, iarăși un personaj uriaș, Gheorghe Bibescu, fiul fostului domnitor, este membru al Comitetului Internațional Olimpic în între 1899 și 1901, doar 2 ani de zile, noi fără să participăm. Noi nu participăm. Deci suntem înaintea vreunei participări românești. românești. Avem ca oameni competiție. Exact, 1896 piatra de temelie pentru olimpiada modernă. Deci România nu participă nu, la prima olimpiadă nu. oficială. Exact, nu avem, nici doamne. Hop, 1899, 1901, membru al Comitetului Internațional Olimpic, dar este în juriu, în juriu și apoi și în șmecherii care deci și Este acel apoi... om care merge în războiul mexican când încearcă să-l pună exact. pe tron pe fratele lui Franțioze. Exact. Și apoi vine domnul Plajino. Avem poză cu el, personaj imens. Acesta din stânga, uitați-vă, știu, băi, oprișane. Nu pare foarte olimpic. O să spui, oprișane, poate erau ceilalți doi, mă. <laughs> Vezi, poate e greșit. Domnul este, domnul uh, Gigi Plagino, Gheorghe Plagino, uh, franțuzit Plagino, ca atunci la 1900. Încă nu se știe exact. Fiul de uh, boier la Tifundiar, care avea niște moșii undeva pe la cu Sărat, uh, se spune așa, că el ar fi decis... Uh, uh, lucrarea frumoasă, învelită frumos de către români, este el a decis să meargă la Jocurile Olimpice. adevărul se pare că el era studinte la Paris și s-a trimis o depeșă de ei și a spus, băie, Paris, e micul Paris, nu este micul Paris, trebuie să aveți noi reprezentant. Te și tu acolo? păi la ce să mă bac copiii mei, că mă iertați da, la structura asta. Și a zis la proba de talere, la tras. Proba de talere care în momentul ăla se desfășura cu porumbei vie. Este prima și singura probă din istorie cu porumbei vii. Câți porumbei au căzut pe jos, punctele le ai făcut. Iubitorii iertați de animale pot să pauză am, am zis iertați am zis iertați da? 50 de sportivi deci este din... probă de tir. De tir. Sportiv. Talere, cum zici. Tădea drumul la porumbelă, la nimereai câți da, dai da, să nu. Deci, domnul. Și ce scor obține domnul? Plajino, domnul se clasează pe locul 13 din 50 de sportivi din 24 de țări. Din 20 de talere, Gheorghe al nostru a țintit doar 11, doar așa. Sunt vreo 30 50 de sportivi, n nu mai au arme, așa, așa mai departe, și până la urmă rămân vreo 31 concret în probă, iar termină pe locul 13. Aici, atenție, că omul mai mergea și în primul război mondial. Aici este imagine, nu e, nu o imagine făcută. Nu e exact, nu e imagine făcută. Cu pistolul așa și cu uniformă de, da? Sabie de ofițer. Atenție mare de tot și cu un fluier la gât. Pentru atac. Da? Un fluier la gât, uitați-vă. Da? Este o poză originală de pe frontul Primului Război Mondial. Da? Asta este la 17 ani după participare. Eh, lui, de-aia era așa deci, nu, Să presupunem că asta La Ministerul Sportului câștine, fac reclamă în fiecare podcast la Ministerul. Nu am parte acolo, n-am nimic. Duceți-vă la Ministerul Sportului. La fostul Ar... Minister al Sportului. La, la, la Muzeul Sportului, iartă m-am vrut să zic. Bine că nu l-au tăiat și pe ăsta. La Muzeul Sportului de lângă Arcul de Triunf, lângă Stadionul Arcul de Triunf, să ajunge ușor la Comitetul acolo, la Federația Română de Rugby. Există cu el cu pălărie din aia gen uh, uh, de asta britanică în indie. Spune-te, rog, mai rar, pentru toți ascultătorii, unde pot să meargă să Ei afle pot să Este astea? un muzeu senzațional. Muzeul Sportului se află la stadionul Arcul de Triunf, vis a -vis de Mănăstirea Cașin, în diagonală de Mănăstirea Cașin. Deci puncte de reper, Arcul de Triunf, Arcul de Triunf, Mănăstirea Cașin și stadionul Arcul de Triunf. Dar de în cazul în care Forda, nu știați, mai departe. Google, Muzeul Google, sportului. Google sportului, acolo vedeți Vedeți certificatul prin care Plajino era invitat, îți dădea țidul în venea așa. adică aia în am venit și eu, băi, tu reprezentai România. Băiatul cu pălărie din aia de uh, conquistador sau cum se cheamă. Ei nu, suntem în belepoc. epoc. Da. E normal ca de... domnii să aibă pălărie. El era născut la Dumbrăven, după care, atenție, vedeți aici exact ce spuneam, aici sus pleacă singur în Franța, după care următorul, următoarea variantă este aflat la Paris. Se clasează pe locul al 13-lea din tale Așa 11 talele lovite cu tare La sesiunea Comitetului Internațional Olimpic De la Londra din 1 decembrie Deci asta e singura participare La revedere 1908 a Dar fost nu, ales nu participă trimis de România Ba da a, Este prima noastră participare de guvernul român Da Nu se știe dacă a pornit de aici trimis acolo Sau dacă guvernul român l-a rugat Băi tot ești acolo e Parisul participă Deci adică nu avem potesca că s-a solicitat De către Comitetul exact. Olimpic Păi trimite și voi este pe Este participare cu România. Nu, aici nimeni nu contestă. Atenție, omul este extrem de iubit pentru că în, 2000, în 1908, deci până în poza asta și după participarea lui în 1900, la 1 decembrie 1908 a fost ales al 57-lea membru al Comitetului Internațional Olimpic. El este membru CIO da? Fiind retras din funcție de autoritățile comuniste în 1948, a el montează în 1908 Cum omul a trăit. Omul a și... trăia. Omul trăia da? A fost al doilea român după Iorie Bibescu, cum spuneam. Apoi a deținut funcții de conducere în cadrul mișcării sportive din România, domnul de care fiind pe ce președinte al Comitetului Olimpic Român și Federației Uniunilor Sportive din România, faimosul UFSR. Da? Deci suntem în 1900, avem prima participare românească. Ce înseamnă că suntem în 1900 și avem? Cu excepția Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 32, ține minte. Acelor când marea criză economică și așa mai departe atinsese Suntem și... Suntem la un an după crah. Bun, odată. Jocurile olimpice de la Londra 48, unde venim după război și nu avem ce comenta. Și Squaw Valley, Valley în 1960 jocuri olimpice, noi în rest am avut minimum participant la toate jocurile olimpice, indiferent că este ediție de iarnă sau de vară, pentru că noi până acum vorbim despre cea de de vară, da? dar există și Jocuri Olimpice de iarnă. Deci România, din perioada interbelică până astăzi, participă la nu toate Jocuri Olimpice. Nu a participat Cu excepția 1960, Jocuri Olimpice mai puțin cunoscute, dar nu facem noi acum dacă e cunoscut sau nu. Din 1909 avem prezență constantă, cu excepția acestor două Jocuri 32 și 48, la Jocurile Olimpice de vară. Bun, prezență avem. Cu performanța cum stăm? Performanța stăm în felul următor. Tot așa am zis că trecem pe repede înainte pentru că se pot găsi. Vorbim despre primul nostru medaliat cu aur, Iosif Sârbu. Ai spus primul. tu foarte pe scurt, o să o reau și eu, a treia olimpiadă. Parcă St. Louis este momentul când încep să se dea medalii. Da. Ca asta înseamnă performanță. Exact. Cine intră pe podium, locul 3-2-1, bronz, argint, aur. Perfect. Asta este o imagine, după cum vedeți, din meciul Franța-România pe Stadul da, 24, când participăm la Jocul Olimpice de acolo și la rugby și la fotbal. Da? Prima parte de ce m-a buvnit râsul? Nu. M-am documentat eu un A. pic să am habar, mi-am dat seama cum am la noi podiumul. Da, au fost trei cu totul. Rezultatele <laughs> sunt 50, Franța-România 59 la 3 și Sua-România 37 la 0. Au. Ceea ce avem de reținut aici este că în echipa de Ruibia a României, din echipa de Ruibia a făcut parte Octav Luchide, cel care va fi președintele Federației Române de Fotbal după aceea. O personalitate și tu un șablon incredibilă a sportului din România. Un tip citit, un tip și așa mai departe. Deci băiatul cu fratele lui George Vraca, fratele marelui actor. Noi acolo o să vedem că unii dintre noi mai greșim și spunem că Vraca, pe care unii îl consideră cel mai mare actor român toate timpurile, a participat la Jocurile Olimpice de aici, din 24, ca jucător nu al echipei de judește, este, fratele frate. lui, jucător la sportul studențesc de atunci. Și cu Octav Luchide, mare personalitate, om citit cult, care este și ruibist și în același timp și fotbalist, care devine președinte și care organizează și fotbalul românesc cât putea să-l organizeze în perioada interbelică. Așadar, oamenii, Bun. peste situația rizibilă că te, cla te clasezi al treilea din trei, Exact, Dar de ce? Nu bunica de când ce eram copil, tu? îmi spunea Dar cu mândrie că mamă eu în școală m-am clasat a doua la proba atletist. Din câți bunica, din doi, din doi. M-a trecut cineva, știi? Cel mai trist este să concurez de unul singur să ești pe locul doi. Da, Bun. exact. Avem imagini cu rugby, imagini cu fotbal, atenție să juca cu, da? Aveam cu uh, centură cu din asta, cu cum se cheamă, cu dă și mie o toată, toată, lumea. Așa jucau atunci, numerele pe spate și așa mai departe. Bun. Ceea ce vreau să vă spun este meniul servit de Naționala României la Jocurile Olimpice din 1924 de la Paris. Din ce carte citești? Am acolo? scris mai multe cărți decât am citit. Istoria echipei naționale de fotbal a României. Bun, băiat. Îl cunosc. E, nu ești doar cu viața, totuși. Da. Mai pierd pier și timpul. Mai pierd și timpul. Micul dejun. Cafea cu lapte sau ciocolată caldă, sportivi pâine, unt și dulceață, două ochi, hamon și ceai. Civilizat. Prânz, aperitiv, aici începe treaba. Pește sau o, o porție de carne, una de legume, brânzeturi, suntem în Franța. Fructe, o jumătate de sticlă de vin alb sau roșu, o cană cu bere, o jumătate de sticlă de apă minerală, cafea cu lapte, ceai. Este opțional sau asta are în meniu fiecare? Cred că asta are în meniu fiecare. Cină, o ciorbă, o porție de legume, o porție de carne, infuzie de ceai și, bineînțeles, desert un preparator sportiv și ar fi făcut harakiri. În murea, de, murea de, de când am citit astea, închidea și pleca acasă. Sunt 1840 de spectatori la primul nostru oficial, cu o rețetă de 6542 de franci francezi. Și ei aveau pailor sunt 769 de plătitori și 1071 de invitați care n-au dat bani. În Franța. Dacă era în România, păi bă, nebunilor. Nu mai vorbim despre meciuri, pentru că Key's Peel ne marchează 4 goluri în 40 de minute, se termină 6 la 0 pentru Olanda și plecăm în treaba noastră acasă. Da? Dar nu asta contează. Doar ca paranteză, mi-aduc aminte copil, eu n-am fost microbist, nici nu sunt în prezent. În satul meu există o echipă locală de divizia 4, cred că aia e ultima, nu? Da. Bă, e și a 5-a, dar. Să... A 4-a e Județeana. Încă sunt la nivelul solului. Aia. Da. da. Mi-aduc aminte copil că am primit niște oaspeți să jucăm cu da. ei. Da. Era încântare pentru toată lumea, dar oaspeții trebuiau și ei să fie omeniți, omeniți cu ceva. Da. Și drept urmare s-a dat ordin pe unitate respectiv pe sat Să se facă meniu măcar pentru mic dejunul băieților Că la prânz înțeleg că îi duceau pe undeva Și s-a cerut ceapă, ouă și brânză Problema este că nu s-a specificat pe individual cine ce aduce Drept urmare aia s a trezit la micul dejun cu o căpiță de ceapă Ma, Și n-a adus nimeni Niște ouă și Simpun. în colț o, o bucățică de brânză <laughs> Pentru toată lumea Poftă bună băieți Mâncați copiii mei <laughs> Mâncați copiii mei Deci avem 24 Apoi participăm și în 28, în 32 la Los Angeles e mai greu de trecut cu bărcuța în partea cealaltă. 36. Acolo nu participăm din probleme logistice? Bănuți. Nu Bănuț. am bani să ne deplasăm. Bănuți. În 36 este faimoasa olimpiadă de la Berlin. Am zis faimoasă pentru că Jesse Owens atacant... atacant. Că politic e cea mai relevantă. Da. Și este primul loc în care apare cu adevărat satul olimpic. Ca să-i explicăm ascultătorilor un alergător de culoare, bate joc. bate joc. Pentru că Goebbels a zis, domnule, să vede sportivii noștri, Arien Rasa și așa ariana. mai departe, iar domnul Luț, germanul, face poze cu domnul și rămân și vorbesc în continuare pe niște scrisori. O poveste senzațională da? sensațională și poza. Și, de poza pe podium. și poza, da. Bun. Aceasta este o fotografie, o imagine incredibilă. Dacă aș putea aș lua o casă, este de la muzeul sportului. Se înțelege mai simplu în engleză bullseye. Uitați-vă puțin vă rog, este ceea ce a tras Iosif Sârbu la Olimpiada, la jocurile olimpice de la Helsinki 1952, este uh, cartonul original. Uitați-vă unde trase toate, toate gloanțele. Deci nu este o singură lovitură acolo. Da? Nu este o singură lovitură, da? Cu el a tras și mai la fel de bine încă un atlet un rus parcă, dar el a fost pentru că a tras din mai puține lovituri. Deci, practic, lor puteați să le facă Damian Sunt, a ăsta suntem, de aici. Amic. Suntem tot la proba de tir. Suntem proba de tir. Este prima noastră medalie olimpică. De data asta nu mai este la porumbei. Tragem, tragem Iosif Sârbu, da? Uh, 1952, Helsinki. Știu, eu să zici, bă era de iarnă sau de vară? Era de vară. Să era la, lucrul ăsta că E o ultimă deosebire față de antichitate, spre deosebire de ne antichitate. Exista. Din 24, parcă de la Chamonix. Da, Chamonix, Montblanc. Încep și jocurile olimpice de iarnă. La început, concomitent, după aia să schimbă tot din până patru până astăzi mai mici ca importanță decât mai mici ca importanță și noi iară iar sunt răutăcios, noi o țară cu uh, uh, șase luni pe an zăpadă, Câte avem, avem o singură medalie, locul 3 la Grenoble sută, 19... la anul să cu da, 100 de ani 1968, Grenoble, Panțuru, la Bob și cu Nicolae, din păcate decedat, cred că aveam pe undeva, cred că prin aprilie, n-aș vrea să greșesc, marele nostru, da. Aprilie anul curent? Acum. Da, Nicolae Neagoie și cu Neagoie, am zis, sau Nicolae Neagoie, Neagoie, aprilie 2023, panțul era decedat. Ne-am umplut de știri când a murit omul ăsta, nu? O știre scurtă pe Mediafax am văzut. Bă, nu am. Grenoble, Grenoble este, da, discutăm și despre, că uh, noi nu separăm acum uh, dar, nu, dar de menționat neafând, că există bun. și jocuri olimpice. Iosif Sârbu, din păcate, una dintre cele mai mari tragedii din istoria noastră. Pentru că el se sinucide în poligon. Sunt infinite problemele lui, de la faptul că era căsătorit cu o domniță care îl cam traducea până la faptul că pentru că el avea legături cu... Al traducea pe unul care trăgea în exact, centrul țintei. Exact. Dar foarte curajos ăla cu care îl traducea. Era, dacă nu mă înșel, fica unui mare regizor de al nostru, nu vreau să greșesc, cred că a domnului, am avut eu scris pe undeva, Lia Shahinian. Shahigian. Re... Da, Shahigian, fica marelui regizor Bartazar Shahigian. Sunt în Belu, da, toată familia. Dar de ce? Omul... Uh, nu putem fi în mintea lui să știm ce s-a întâmplat. Dar sunt foarte multe motive. Unul este că doamna Lia mai... Cum am da. spus. Bun. Al doilea ar putea fi faptul că el și-a pierdut vederea cu ochiul cu care trăgea. Există un mare atlet în istorie, sport, atlet, trăgător, uh, maghiar, de la care el vrea să împrumute tehnica, care, tehnica care își pierde, nu, tehnica pe care el o pierde și care își mută ochiul drept pe ochiul stâng, începe să tragă, îți dai e cu totul altceva, că îți muți mâna și așa mai departe. Asta e un amănunt pe care îl știu și eu, nu poți ca trăgător să tragi la fel de bine exact. folosind Dar medicii încep să-ți spună că ai probleme cu ochiul și ți-l muți, muți ochiul, e o, logic, e o figură de stil. Aș, Asta vrea să facă și eu Iosif Sârbu, dar nu prea iese și el suferă din cauza asta. Alții spun că din cauza, știu, pare de râs, din cauza unei um, anestezii pentru operație de apendicită, neieșită ca lumea și cu tulburări. Alții spun că manifestări dușmănoase, exact ăsta este termenul, pentru că el la toate aceste jocuri olimpice lega prietenii și continua să-și trimită scrisori cu cei de acolo, Sunt care de nu erau 50. numai ruși care nu erau numai rușni, din păcate, pentru că sovieticii dominau atunci, dar el n-avea numai prietenii cu astea, cu care era adversar, avea cu prietenii și de partea cealaltă a Atlanticului. Și există manifestări dușmănoase undeva am găsit, uh, pentru că el... Verdic dat de autoritățile de stat. De stat, da? Sursa Pietraru notează într-un... și așa mai departe. Pe parte sportivă, că pe noi asta ne interesează, ai să lăsăm cancanul deoparte, nu mai are rezultatele scontate. În 56 Melbourne și în 60 Roma, el încearcă schimbându-și stilul ăsta? Nu. 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 Punct. Nu. Nu a găsit modalitatea și a adaptat și uh, pușca cu care trăgea? Nu. Spre deosebire de sportiv. Toate astea se adună, lasă două uh, scrisori nu le citim, nu. Spun doar așa, cei care m-au cunoscut, atât spicuiesc, rețin conflictele mele din ultimii ani. Iar adevărații oameni vor ști cândva să spun adevărul despre mine, celor ce vor dori să știe cine am fost, că să face pielea și un picut așa, da? Uh, prima mare speranță a sportului românesc din punct sârb. de vedere al jocurilor olimpice. Da, atât am putut noi. Vine apoi uh, nu că mare, aproape că nu. nu. avem doar, vreau să vă arăt doar, cred că aici am sărit un picuț. De ce? Am zis că vorbim despre Grenoble. Aici este locul 2, Panțuruș și Negoie. Asta este imaginea. Singura medalie românească la Jocurile da. Olimpice de iarnă. Dar aici, nu mai important, că mai important ca o medalie olimpică, este că drapelul nostru, drapelul ca oamenii să înțeleagă, este cel care, sportivul care merge în fața întregii delegații la festivitatea de deschidere, la ceremonia de deschidere. Merge o hostesă de acolo cu România în față, Apoi în spate merge drapelul care este cel mai important om până la începerea probelor propriu-zise. Adică ești portdrapelul de regație. Tu cari drapelul României. Elisabeta Lipă, drapel uh, Babi Sorin, Babi tot, tot. Dar aici, de ce este important, la Grenoble, o avem pe Beatrice Huștiu, 11 ani și 159 de zile. Oprisene, vezi că ai greșit. 11 ani și 159 de zile. Am vorbit cu dumnea ei, am numărul de telefon, putem suna oricând, este stabilită în Viena, doamna Beatrice Huștiu, normal că acum are la... Fetița de la vremea da, aceea. Beatrice, nu mai știu când am vorbit ultima dată, 2404. Doamna Beatrice Huștiu trăiește, vorbește românește, nu a uitat limba română și așa mai departe. Nu, nu vreau să spun. A fost dusă la patinaj pentru că era la patinaj a participat că asta în costum popular național. Renoblă 68, neobligată din nimeni. De patinaj m-am apucat la 5 ani pentru că eram rahitică. Da, să nu râdeți. Mama mă ducea pe la toți medicii și s-a spus că dacă mă scoate la aer curat, nu greșesc, la gheață, poate mi se face și mie foame, mănânc și mă mai întremez. Popovici, David Popovici, atletul nostru senzațional din zilele astea, a fost dus pentru că a făcut probleme de coșiciatica și au zis duceți-l la not. Este o zic eu, o similitudine dintr o recomandare la performanță? La 11 ani mă antrenam 6 ore pe zi. Statul nu m-a ajutat niciodată. În străinătate mergeam pe banii părinților, dar noi nu eram o familie avută. S-a antrenat pe Floreasca în momentul în care venea iar la nume pe să antreneze, se ducea în Cehoslovacia pe banii părinților. Ce însemnau atunci? Da? am avut eboții la 11 ani și 159 de zile a concurat acolo, mama ei grav bolnavă s-a dus cu ea, avea 11 ani, avea 12 ani, grav bolnavă și înainte de a intra, ce chestie psihologică, psihică, ce presiune a avut, băi, fetiță de 11 ani, Damian, se chinuia să o îmbrace pe mama ei grav bolnavă, ea avea concurs și trebuia să meargă cu mama ei grav bolnavă, care nu se mai putea îmbrăca, era bolnavă de cancer și o îmbrăca ea, care avea concurs, Alt aspect, pe mama foarte puțin discutat. ca să poată să meargă nu putem, nu pe știa. lângă emoția pe care o intri bune care e emoția cu care Asta vii tu spune. la jocuri la jocuri bea, uh, uh, Larisa Iordache acum o săptămână mama ei decedată cu o lună înainte de a participa la jocuri trei, 3-2 trei, săptămâni înainte de a participa la jocurile olimpice de la Tokyo acum deci nu mai vorbim de 1968 acolo da, am avut emoții să nu cumva să așa uh, lama venise din Anglia Gheata era creația unui meșter cismar din București. Costumația a fost opera mamei. A cumpărat niște fețe de masă, nu râde, te rog, și o năframă. Rochița era... Ma, uite că citești greu. Rochița era roșie cu dantelă. A concurat pe Aida de Verdi n-a ajutat nimeni cu nimic, își aduce aminte că nu a avut timp să mănânce niciodată, nici cât a stat acolo, pentru că am dat foarte multe poze. Am fotografii cu Belusova și Protopop, cu campion olimpic uriaș la proba de pere, cu Peggy Fleming, concurentă campioană olimpică, prietenii n-am putut lega. Ce să discute cu mine de 11 ani și de sportiv de 20-25? Nu, 11 ani. Poate nu am în... să poate... Cătălin. Din păcate, n-am fost alături de boberi, iartă-mă aici, când au cucerit, ei erau în altă uh, parte. Uh, au rugat-o să se bage și la gala finală Au rugat-o copiliță de 11 ani Și acolo a concurat superb pe Ciocârlia Deci da? pe Melodia, națio pe melodia da. Națională Românească Da Și a participat acolo Beatrice Beatri cuștu, Nu că trăiește Este o, o tipă Băi, mi-a rupt piciorul, mă zice Aoleu, doamnă, să rumână, noi eram, vorbeam pe Skype. Cum? Am căzut ca proasta în față. Au, când dă pe terasă mă veneam încoace, mi-am cu tare, Ce mai e prin România? Nu există che, nu mai știu rominește, che cu tare, che, nu, nu, nu. A pregătit sportiv de acolo, a zis că s-a dus la, nu mai țin minte exact povestea pe care mi am istorisit-o, dar grosomodo ideea este în felul următor. Un prieten, Uh, uh, președintele Comitetului sau Președintele Federației Austriece de Patinaj a zis: Vino încoace să uh, antrenezi niște copile de la noi ca să-i dea și ceva să aibă de mâncare, cum s-ar zice, să aibă un salariu. A dus-o acolo și, în momentul în care a intrat, uh, sper că nu greșesc, în momentul în care a intrat în sala de antrenament, pe un perete era poza ei de la Grenoble de 11 ani și ceva. N-a spus nimic și a întrebat copiii, copilițele austriece, voi, de ce, știți ce e cu poza aia sau ceva genul? Și a zis, da, e o fată din România, 11 ani avea sau 12 ani, păi. și a zis, eu sunt. Eu sunt. A zis, n-am vrut să forțez nicio secundă pentru că ar vorba niște copile. Băi, voi știți că eu sunt acolo. A, da, e una de România, a zis. România. Asta este, de fapt, suprema expresia a modestiei. Da, când să nu spui. Te menționează alții da, și tu abia da. confirm. confirmi. Aici avem pe... Că mergem, am Un moment, te rog. Da. Din ce îmi descris tu, ai spus mai multe cazuri și sunt sigur că sunt mai multe încă. Există o tradiție ca statul român să nu se implice în E un paradox și de neexplicat. Începând cu 1948, pentru că noi avem alăturarea pe care o avem, vrem să demonstrăm lumii întregi că uh, uh, noi comuniștii, noi băieții sociali cu tare, suntem șmecheri pe toate planurile, la toate sporturile. Este prietenia româno-sovietică de la care importăm tot sistemul de fotbal, sistemul de acesta pe teren, săritura în lungime, basketul, echipele. Steaua Dinamo sunt echipe comuniste înființate pe tancurile sovietice. Hai să nu ne mai ascundem, da? După sistemul CSK, după sistemul Spartak. după sistemul... Și așa mai departe. Trebuia să aibă steluța, pentru că era echipa ministerului de. Cum e și la Belgrad? Cum sunt mai multe lucruri. Exact, dar tot pe sistemul ăla. Asta este una. Și, doi, marea luptă cu imperialismul și cu capitalismul. Imperialism american cădeați ar în ocean. Că te duelai cu băieții ruși care erau frații tăi și trebuia să fii mai bun decât Albania, decât Bulgaria, Ungaria, rede germană, Cehoslovacia Albania, mai Albania așa mai departe. Iugoslavia și Rusia, asta e una. Dacă noi blocul, aici începe treaba noi blocul comunist, americanii. A, ah, și cu chinezii mai erai frate. Bate pe Germania nenorociți. De căderea capitalistă. Exact. E un paradox uriaș, imens, de nedescris. Pe toată perioada comunismului, 45, și 48, 1989, se pune un mare accent pe sport. Și financiar se pune... și ca sprijin? Nu! Aici este problema. Noi toată îi batem, uite pe nenorocitul ăla din Franța, cine-i bă așa mai departe? Dar nu ajutăm cu nimic. Se formează, bun, știu, acum o să sar oameni, băi, nu mai vorbi prostii, bă, că noi primeam trei mese pe zi. Oameni buni, primeați trei băi pe zi ca sportiv, cum ajungi cu marmeladă sau... Hai să -a... comparăm ce situație aveau un sportiv. A, era erau cu camera da. hiperbarică, Faceau recuperări. Cu tub de oxigen pe față în 1960. Reoxigenare, recutare, să ți se umfle la loc plămânii și așa mai departe. Dați ți uh -huh. dădea marmeladă de război. Steaua București, ASC, Asociația Sportivă Centrală a Armatei, primele în 1947 de joc erau biscuit de război și în marmeladă. Suntem în 47, războiul s-a terminat în 45, ei mâncau biscuiți de război. Războiul. Și Pe marmeladă. A făcut venea, să țină. venea, venea la treia, tăia cu ață și îți dădea marmeladă cu aia. Ăia băieții juc. Dar nu comentăm. Deci, sistemul Ăsta. Toată, toate vedetele sunt concentrate în centre din astea în țară la, Erau la Deva, la Onești și la, de, de, de uh, gimnastică Tot ceea ce era bun mergea Deva, Onești și acum la Izvonan se adunau Se fac centre de fotbal, pac, pac, pac Cum se formau echipele naționale Fiecare era obligat uh, antrenor să done, doneze 3-4 jucători Ajungeau la București, 20 de inși mieză Erau cei mai buni în România și așa mai departe Da pe ibric uh, cu ceai și luat cu gamela și dat ceai cald așa te încălzești, cu training de deci fâși. Și la noi provizoriu este situația de permanență. Permanență. Un paradox. Investim, dacă nu ajungem să mergem în partea îl altă nu mai avem bani ne facem mama costum. Dar noi trebuie să luptăm. Mergem la... A mers cu un copil de 12 ani, grân, putea să devină campion olimpică. Există o limită de vârstă pentru calificare? Acum a, a, aveam pe undeva pe aici, iartă-mă numai un pic, da, Magdalena Cecilia Caldici, 1920-2008, este considerată cea mai tânără participantă la Jocurile Olimpice de Iarnă cu 11 zile, 11 ani și 73 de zile. deci nu mult. Sub Beatrice știu, este a doua în acest clasament all-time. Vorbim de jocurile... Așa. Acum au coborât mult și este pentru că au venit sportivii chinezi care sunt la 14-15 ani deja la disciplină olimpică. S-a pus problema sportivilor din Africa, iarăși nu este dus, care niciodată nu au o dată de naștere concretă. Pentru că ai sistem administrativ mai mari. Variază. -s. Ei sunt Alexandriul nostru, că e 1819, 21, 20, punem acolo, funcție de cum vreau, Spar mai bătrân știi. E sub 40. Nu e de coment, adică nu e de râs asta, dar așa, acum intervin barierele de înălțime. La paralele dai cu capul dacă ești când crescut, adică degeaba tu ai, ai vârsta optimă dacă nu ai înălțime, înălțimea. Înălțimea a depășitea dai cu capul și așa mai departe. Sunt nu mică, nu sunt mii, dar sunt zeci de chestiuni care intervin. În toate astea au fost Bă, vârsta Exact, a dat cu capul Iolanda Bala, Jocurile Olimpice din 1960 că am zis că discutăm despre Everestul nostru Everestul e unul sigur, dar noi am avut mai multe Sistemul de săritură Da? Forfecarea Să sari un metru Și aproape de doi prin forfecare Nu prin spa pe spate Atenție mare, ea forfecă. Da, venea și făcea foarte ca să dea în partea altă. Era inovația ei? Da, nu, așa se sărea atunci. Dar uite-te uite, uite sistem. Iolanda Bala, una dintre cele mai mari atlete pe care le-am avut noi. Asta este 1960, jocul olimpice de la Roma, unde Bichila Abebe câștigă de sculț. Mare de atlet etiopian, Bichila Abebe. Lăsați-mă cu asta ale voastre, cu cuie, că eu așa alerg la mine. El este lapidat, el moare prin lapidare. O forțez un Bun pic. Cum venit în dreptul medieval? O, o forțez un pic, trece cu un Volkswagen pe care îl avea după, mult, prin anii 70, mult după Jocurile Olimpice, și două grupări din Etiopia. Cred că el era etiopian, nu vreau să greșesc, să spun vreo prostie. Mă las să verific tre o secundă, Sigur că da. Pentru că m-aș face de râs dacă Bichila Beben ar fi etiopian sau dacă ar fi imediat. Concurează. După uh, nume este etiopian? Uh, uh, vreau să fiu sigur că ar fi râsul prea mare, dar Bichila Abebe a fost un atlet etiopian ca așa. Bun. Undeva prin 1973, cred, umbla într-un Volkswagen alb prin centrul din Addis Abeba, două grupări se băteau aruncând cu pietre. A, deci nu este lapidat. E, am fost, a, așa am citit că am forțat-o. cu pietra în cap, cu o moție cerebrală, intră cu ăla și îl pierdem pe Bichila Bebe în timp ce două grupări se băteau cu pietre pe o parte și pe alta străzi. Campion olimpic. Bun, asta este 60, 1960. Noi avem un trend ascendent în perioada da. comunistă, dar care nu e justificat prin politica de stat. Exact. Doamne, trebuie să facem. Aha, la noi merge cu trebuie. Trebuie să facem. Da? Steaua București s-a dus cu o tonă de, exagerez, cu zeci de kg de sticle de, aia, de apă minerală, Hebe, în George Băi, la Sevilla, la finala Ligii Campionilor, Cupii Campionilor. Cum a zis, ne dau o apă potrăvită. Luați Hebele povestea Helmut Duca, da, Herovim, că în momentul în care am apărut pe aeroportul din Sevilla, s-auzea în continuu niște din astea de zang, zang, zang. care făceau așa în continuu. Ce aveți, frații mei, acolo? E venit să joace finala. Asta era. Da? După care, știi, că au primit un aro, unele dintre ele recondiționate și le-au vândut la niște ciobani. Bun, da, știi, Sper. ca să recupa campionul european. Așa. Aici putem vorbi două zile și jumătate. O imagine pe care totuși cred că majoritatea românilor da. o pot recunoaște. Nadia Comăneci, numărul 073, ca să, numărul de concurs era 073 și nota 100, pentru că până atunci e o discuție și asta. Se mai dăduseră două note de 10 în istorie, dar niciodată la Jocurile Olimpice. Băieții nu aveau decât puteau să facă trei cifre. Momentul când România înscrie o premieră în istoria da. Jocurilor Olimpice. Montreal 1976 suntem. Nu mai vorbim că n-au venit redegiștii, nu mai venim că n-au vorbit americani, suntem în 76. Rușii noi au invadat în Afganistan. 1976 apare fata din Onești cu stema pe piept, îi umilește pe toți. Paralele comentariul inegalabil al lui Cristian Țopescu, Dumnezeu să-l care are colțul lui la Muzeul Sportului. Colțul dumnealui. Păi când ai 40 plus 50 de, ani de, activitate de ani de, 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 de... Da. C Așa? Domnișoara Nadia, nu avem ce să comentăm aici, adică am putea vorbi trei zile, da? sistemul de pregătire, Bela și așa mai departe. Sunt documentare făcute Bun. pe tema asta, era de toarce... o violență ieșită din comun. Da, în este, uh, este, este, un material, cred că acum vreo 10 ani, nu știu câți ani se adunase, de 7-6, adunăm și noi uh, 30 și se făcuse 2006 sau nu vreau să greșesc sau așa. Nadia a acolo în sala aia. Pielea de găină de 10 ori. Deci Nadia în blucii în asta a intrat acolo în sală și rememorând jocurile, prestația ei, jocurile olimpice de la Montreal. 10 la paralele. La paralele. După care l-a luat tot ce se putea lua. Da? Cea mai medaliată da. sportivă româncă. Până Am spus din, exact, la Jocurile Olimpice. Am zis dintotdeauna, titlul din revista, din ziarul Marca, pe prima pagină poză cu Nadia, Nadie Como Nadia. Nimeni precum Nadia. Frumos. jocul de cuvinte și Deci, dacă o vedeai, încă o dată pielea ca de găină. Nadia, n avem ce să discutăm. Când te tragi de bărneț cu Barnol și te sună ce faci, prințesa mea, înseamnă că nu că ai fost mare, că ai fost. Nu vorbind de o performanță sportivă, vorbind de un caracter uman, Dar, rar exact. întâlnit. Plecată, fugită, că ăsta e ternu. fugită în decembrie, noiembrie-decembrie 1989 la 21 de zile sau la 16 zile de începerea evenimentului de la Timișoara. Nici asta nu are neapărat legătură nu. cu GF, relație cu Nicu Ceaușescu, Șor Ceaușescu treabă, înainte. Nici o treabă, da? Uitați-o, zeița de la Montreal, punct, și merge mai departe ca ai ce să vorbești aici. Ce să vorbești? Bun ce problemele de din politic despre care am vorbit. Invandează băieții, hop, statele capitaliste, și nu mai merge nimeni la Olimpiada la Moscova. La Olimpiada la Moscova, iară zeiță uriașă, o fură de acolo pentru că suntem la Moscova și nu poți câștige una din România. Sunteți nebun cu Ceaușescu al vostru, trebuie să câștige una de la noi. Sistemul de punctare, mânării și așa mai departe, scârbită ea un pic, zice cam aici m-aș cam opri. Poți să-ți fac ea. o extrapolare? Te rog. Că ți prezinți unul din puținele evenimente sportive care mi-a marcat mie copilăria, suntem în 2000, suntem la Sydney. Da. Și podiumul ar trebui să fie ocupat la gimnastică, da. unde, din câte am înțeles, eu sunt, este sportul la care am obținut cel mai mare număr de medalii Corect. la Olimpiade. Podiumul ar trebui să fie umplut doar de români. Andreea Răducan, Corect. Simona Amânar și... și Gina Gogean, uh, parcă, sau... Uh, nu, Olaru. O, Gianina, nu Gianina Olaru, Maria Olaru. O, Maria Olaru. Cea care scrie poezii și a fost la TVR, cu ochelare acum. O doamnă senzațională. Și știu că un scandal de doping o scoate pe Andreea Răducan de pe locul întâi. Da. Ceea ce urcă România dă. pe locurile 1 și 2 Și pe locul 3 vine Rusia da. Dar se zrupe monopolul la de podium Care da. a fost înțelegut un eveniment iar unic iar putem, Da, să discutăm 10 zile A tot timpul Gogoșaru, cum îi spune apropiații, a recunoscut că este greșeală Bolnavă, febră, primește un urofen Din cauza Greutății mici pe care o are ea Corpul firav, ăla nu se elimine ibuprofenul din el Este dat de medicul echipei Olimpice, de domnul Ioachim deci nu a luat de capul ei, primește norofenola, nu se elimină în urină, aproba de unii de cutare. Ion Țiriac, președintele Comitetului Olimpic Român, declară orice sportiv care va fi prins dopat în mandatul meu va fi suspendat pe viață. Merge să o susțină la judecată, judecată pe care are loc în 3-4 zile acolo, dar în acela e pe jumate împărțit domnul Țiriac, în același timp trebuie să o suspende pe viață, e prins dopat și în același timp trebuie să meargă să dovedească nevinovăția pentru că un medic, domnul Moana, i-a dat o acea pastilă. Ce faci în momentul ăla? Ford spunând că pentru orice titlu olimpic câștigat primești un formic. pentru orice titlu olimpic cu uh, record olimpic mai primești un formare. mare. Ce facem? Ce facem? Tu ești dopat. Păi să vă explic. Băi, ești do... Am promis că oricine... Tăiam capul? Hârși? Nu sună teribil de corect Hârst staiem Hârși, tăiem asta. capul? Hârși, tăiem capul? Și la revedere. Da? Iarăși discuții... De... Da? Tu ca doctor trebuie să te informezi. În ziua de astăzi mama lui David Popovici s-a lăsat de serviciu și s-a apucat să studieze regulamentele antidopii din toate timpurile, așa fel încât la începutul anului când se dă lista întreagă să știe ce trebuie să ia băiatul ca nu cumva să aibă astfel de probleme. Cât speriți și permis facă treaba asta. Mai mult, tu ești dat de doctor, medicul trebuie să știe. Eu ca sportiv, ok, trebuie să știu niște substanțe, nu mă duce niciodată capul că nu care are ibuprofen, e considerat așa. așa. Și cu ce preț au plătit alții? Exact. Ca să Eu să vinovat ca sportiv? mi rău, mă duc la medic, medicul ce mi zice? Îți dau aia, tu nu știi că e substanță? Ești în iunie, iulie, august. Iunie, iulie, august. Jocurile olimpice au de, de obicei loc, vorbim din astea. Așa, uite că să vede, 26 iulie, 11 august. Mișlo. lista s-a dat în ianuarie. Ai 150 de zile ca să afli că... Da? Bun. Mergem mai departe. Că aici e fără comentarii. Probabil... Nu, nu cel mai important, dar unul dintre cele mai importante momente din istoria olimpismului românesc, stadionul din Los Angeles, 70.000 de oameni în picioare care strigă România, România. Apa pe oară piele de găină. Tot stadionul din Los Angeles, în picioare, singura țară comunistă care apare aici. Nanicu a zis, mă de aici cu băi vostru. O, Cum mă, Eu știu okay. lucru cea și Ceaușescu cu... Ușescu a căutat mereu să facă opinie separată. Și cu niște bani, vin niște băieți de la Comitetul Internațional Olimpic în România în 83 și spun prințul ai 100.000 de dolari și așa mai departe, dar iarăși începem cu noi să fim spioni și Mission Impossible 12 cu Tom Cruise. Nu e mai simplă. Face mai de... notă discordantă față de blocul comunist. Cea mai mare delegație din toate timpurile, intrăm acolo, da? Uitați-vă cum eram, la casa de modă venus făcute toate, cu pălăriuțe, cu tot, tot stadionul România-România. Intrați pe internet, căutați și veți vedea. Toată, toată chestia asta. Și cumva suntem și a doua nație ca număr de exact medalii. Exact după Statele Unite. 53, dacă nu mă cer, cu o delegație de 124 sau 127. Statele de persoane. Unite, țara cu cel mai mare număr de medalii global, da? Normal, da? Vorbim și noi, de un număr de locuitori. Cum ne uităm așa în partea stângă, primul rând, a doua, Marici Capuico. Da? Și așa mai departe Cu Nicu Vlad Cu uh, uh, Cati Sabo și... A ah, am sărit peste momentul 1988 Daniela Siliva Și scuze Că am zis că vorbim așa Păi nu că suntem înainte uh, A ah, iartă-mă bătrânețe. Bun Aici deci stadion. Ăsta este lotul olimpic român da, sportiv de un la... avion întreg. Toate specializările. Toate. Am toate... avut cu Bob, am avut haltere nicu Vlad despre care am vorbit, am, am avut gimnastică, nu mai, are rost să mai vorbim despre uh, ceea ce s-a întâmplat acolo. 50, și, parcă da, n-aș vrea să greșesc, 124, sunt 71 de bărbați și 53 de uh, 86 de discipline și am avut undeva la 53 de medalii. Da? A Pentru doua, o țară relativ nu mică. Nu discutăm că n-au fost aia, că noi tot timpul zicem, păi pe vremea când a cucerit steaua așa, n-au fost echipele englezești care erau suspendate după tragedia de pe face. Hazel, 29 mai 1980. Nu ne interesează pe noi. Aici era boicot. Păi stai -mă, că eu am obligat să nu vină? Ce treaba mea cu retice? La nivel ce? mondial, noi că suntem o țară medie spre mică. Că dacă era China, a, nu? dacă era Atlantida, și veneau și 3 de pe Atlantida și doi din Grecia Antică și așa mai departe. Everestul nostru ca număr de medalii și ca prezentare și ca prestanță și ca impact. Băi, E la nebun piticul la peltic, dar zis, duceți-vă acolo, vară și cu tare. Da? Un aeroport arom plin, avion arom, Uitați-vă pantofii și astea, prezentare impecabilă, au coborât acolo și așa mai departe. La Rio în 2016, cu, în perioada capitalistă șmecheră, ne-am dus cu tricou, cu echipament, nu vreau să dau nume ca să nu așa, și pe dedesubt eram ca Hagi Tudose, ne-am dat cu puțină cerneală, pentru că alea toate la spălare au ieșit pe picior și toată cerneala din ele și s-au decolorat tot. Da? Asta e prestanța 1984, aia este situația din Rio de Janeiro considerăm anii 80 de perioada de apogeu da, a performanței Pornim de românești. la, pornim de la Nadia. Ok, ne ducem și jos cu Iolanda cu cu Yolanda da, uh, uh, Balaj, dar pornim din 76 și mergem până prin 2006, chiar, adică sărim, trecem și prin Barcelona 1992. Până să ajungem la Elisabeta Lipă, despre care iarăși putem vorbi 5 zile, 6 participări la 6 participări la jocuri. De data asta nu gimnastă, ci canotoare. Canotoare. Cea mai mare canotoare din toate timpurile, lăsă canotoarea secolului trecut. E Când canotoarea mileniului. Românesc cumva are urechea mai formată pe Ivan Pațaichin. Da, pe partea dumnealui. Pe partea asta, la doamna Elisabeta Lipă a mai povestit, ne-a dat voie să povestim, a venit acasă i a spus soțului ne pregătim să facem copil, facem copilul, nasc, îl creștem și o mă duc și prin următoarele jocuri olimpice de unde vin cu aur. 5 medalii de aur din 6 participări, două de argint și așa mai departe, are vreo 8 medalii. Aici am ales special că este Afina 2004, vedem culoarea. S-au întors la origini. Exact, exact. Bun. Um, mai avem momentul Daniela Silivaș, Seul, 1900 88, dacă în acest moment cei care ne privesc dau One Moment in Time Whitney Houston, clipul, care este imnul așa, veți vedea că acolo apare Daniela Silivaș. În clipul melodiei One Moment in Time, give me one moment in, este Hai să nu însă audiența. Nu, da, păcat, uh, apare Daniela Silivaș în timp ce primește la, de gât medalii. Nu vorbim de școala românească de gimnastică, că aici discutăm iarăși 40-50 de ani lumină. De la Nadia Comăneci Trecând prin Daniela Silivaș Ajungând la Cati Sabo Și la ultimile noastre, din păcate Ultimile noastre mari vedete Cu Cătărina Ponor, cu Larisa Iordache Și cu nebuna de în Ghilimele nebuna de uh, Buburuză Cum o cheamă de uh, Ia uite ce-mi scap acum, Larisa Iordache Și Aici din păcate da. nu prea poți să-ți fiu Am de ajutor da, sus, acum, Asta mică ah, O să știe că vorbești despre ea Da, iartă-mă nu forța că vine de la sine. Nu, 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 nu că știi că nu avem voie să lăsăm, nu lăsăm în urmă niciun... Corect, niciun om. Da. Bun, gata, să rămână bulimar. Bravo, să rămână mulțumim, da? Ne oprim, din păcate, cu Ana Maria Brânză, să cam trage dungă, ne oprim, din păcate, cu Daniela Bolimar, Larisa Iordache, Cătălina Ponor, ne oprim dar... din păcate cu Marian Drăgulescu. Explicațiile sunt multiple. Nu mai merg copiii la sport, statul nu mai investește, există doar chestiuni private. Statul nu mai investește sau statul oricum n-a investit? Oricum nu investea atât cât ar fi putut. Banii sunt împrăștiați iurea, se consideră unele sporturi ca sporturi de masă, dar care nu aduc Și ca anotajul, de exemplu, nu este considerat sport de masă se investe. Bun. Se retrage doamna Elisabeta Lipa, avem o imagine cu dumneai jocurile olimpice de la Londra, în momentul în care începe să plângă și pune ochelarii de soare pe sub cur... Nu e figură de stil, curgeau lacrimile. Interviu cu Cătălin Tolantan de la Gazeta Sportului și ai zama așa o furie mare în mine încât vă rog să mă lăsați 10 ani în pace. După 10 ani de zile mai stăm de vorbă. Devine președinta Federației Române de specialitate, îi ia pe toți băieții și fetele de acolo, pleacă în Italia și se întorc de acolo cu medalii la campionate și europene, mondiale și la jocurile olimpice. A zis, am atât de mare furia în mine că n-am câștigat nimic aici, la Jocurile Olimpice, încât am nevoie de 10 ani, I a avut nevoie de mai puțin Deci Sunt oameni Ca pentru să... care Jocurile Olimpice, practic, punctează uh, principalele momente din viață. Din viață. Clar. Și avem aici, știu că doare, dar le-am scos de cădere, așa i-am zis. Ca ai întrebat-o. Nu mergem în. 1984. Păi vă faceți voi să vă iasă desenul ca lume. Bun. Mergem la Sydney despre care am mintit. 2000. 26 de medalii. Nu le mai împărțim. Ai 26 de medalii, contezi în top acolo. Jumătate din cele obținute Perfect. la Los Angeles. 2004, Atena, 19. Scădere. 2008, dar la Sydney ai unele chestii interesante. Cu Covaliu, primul nostru, Pac, dar Moldav. Ai pe de la Brăila, pe Diana Mocanu, la Not, nu am mai avut să de la uh, Lung și de la... Da? Bun. Ai la uh, Judo, Judoca feminin, Alina Dumitru, care vine și zice o pricene. Am făcut pe mine asta expresia când ne-am întors de acolo, de la Jocul Olimpice și în, 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 aeroport era o fată și scria așa Alina Dumitru. Pe ea nu -a, a obligat nimeni la patru dimineața. Să nu era rudă cu mine verișoar. Era o fată care vrea să, facă, să devină judoca că mă văzuse pe mine că am câștigat și S-a dus orice titlu peste, da? 2008 Beijing Atena 19, ține minte, Beijing 2008 9 bucăți. 2016 Rio cu scandal cu probleme cu, bloc, cu joc, Brăcăminte 4. Tokyo 2020, 4. Ne menține. În condițiile în care la gimnastică ai avut Marian Drăguleț 40 de ani și jumătate, Maria Holbur, 18 ani, s-a alătras a doua Sportiv zi. După în gimnastică, activează la 40 de ani? 40 de ani și jumătate. Concurent cu fiul lui în aceea sală. Trimis doar ca să avem loc. Nu? S-a calificat omul. Cum? Băi, barem, ce să trimiți? Tu trebuie să, la, la europene și la mondiale și la cupele mondiale, adun un barem. Că așa sună când spui întrebarea de este, de întrebarea de ani. Este, întrebarea este, tu, având 17 ani, 16 ani și concurând cu un tip de 40 ani jumătate, ă, 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 prestanță, orgoliu, experiență, tu n-ai pe tine cohone, ca la 17 ani să te bată bunicul ăsta? Tu ești în sală cu unul de... Bun, vine experiența, miliardele... Nu mai poate să facă 10 sărituri, care are tasată coloana și are buliți genunchi și gleznele. Tu ești proaspăt, cald, nou n-ai nimic pe tine. Păi da, dar nu poți. Perfect. Larisa Iordache, 9 operații grave în 10 ani de activitate, 7 la picioare, 2 la rinichi. Maria Holbur, 18 ani, se retrage a doua zi după Jocurile Olimpice. Deci foasele pisate ale lui Homer nu sunt doar nu, mai nu, 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 nu. Cu dureri crunte ca să ajungă până la bârnă. Bârnă are 10 cm. Lățime. Ei a fost greu să ajungă până acolo, cum să concurezi. Și Marian Rădulescu retras, dus pe la Survivor, pe la da, pe la jocurile astea de supraviețuire și a obținut calificarea. Trebuie să este duci? Ne-am învățat cu, prost, ne-am învățat prost pornind de la Nadia până la Cătărina Ponor Bolimar și Iordache. Ne-am învățat prost cu medalii. Băi, nene, pe păi, gimnastica românească aducea o ne, ea, ne mă, căutând ce nimeni o explicație cum aduce. Medalii. Ați venit cu medaliile, cu o gamelă de medalii, cu dacă n-ați mai luat nimic, e o tragedie. Păi s-a terminat, nu s-a terminat nimic, bă. Nadia, Siliva, Sabo, Ungureanu, Bulimar, Andreea Răducanu, Gogeanu, Olaru, ia uite cum le zici. Ia uite cum le zici, Bitang, Belu, păi ce facem dată, nu mai veniți cu medalii? Nu, na nasol. Da? Și doamna din imagine zice, stați așa, pruncii mei, un pic că mă apuc eu de treabă, dar lăsați-mă să devin președinte al Federației. Acum am e ciudă, v-aș strânge de gât pe toți, lăsați-mă un pic. Nu-mi dau ochelarii, că îmi oricum lacrimile. Dar mă apuc de treabă. Ia pe băieți și zic, păi ce facem, plecând în ianuarie până în iulie? Da, păi cum și Paștele, nu vă vedeți familia? Șase luni, vă scoate de la întreținere. Vrei sport de performanță? Da, eu copilul l-am crescut pe balta, a zis, oprișene, ce diversificare, mânca mâncat cea unu în continuu. Am mâncat la tuci făcut cu fetele, mâncat ce diversificare, Iarăși, băne? alimentație de sportivi. Da, nebun, exact, nebunii mei, cu mâncăm ciocapici, cu lapte, dă mă și lui niște ficăței, că ce ai făcut acolo, pomana porcului, bagă! Nu e exagerare, nu nimic. A crescut omul, în alf, frumos, doamna s-a dus și la medalii pentru mulți e posibil să nu fie atât de clar lucru că performanța aia pe care tu -o, o vezi în minutele alea la Jocurile Olimpice este rezultatul a ani. Ai 30 de secunde, un minut, un minut și 10, două de minute. Privațiuni, două minute. Două minute. Asta de, e toată performanța de viață ta. viață familială, pe sponge, dacă e. Da, tu plecată din... Doamna este din fundul Moldovei. exageră din fundul Moldova, din Moldova, ajunsă la Orșova, la, la Snagov. Da? Adică poate mai mult decât oricine. Un actor mai are șansă da. la glorie. Da. O ratezi într-un film, da ca sportiv, biologic ești limitat. Chiar dacă un om să ca domnul Drăgulescu poate să... Sunt sfigeze. rare cazurile, sunt rare ca vorbim și de portar, care ar, a, ăsta, Gianluigi Buffon, ea, Gigi Buffon, 41 de ani, ai portar. Deci pentru sunt, oamenii ăștia, jocurile olimpice sunt Încununarea da, muncilor de viață. Da, și pornești undeva la 20 și te ai terminat undeva la 30-30 un pic, dacă te țin la male, dacă nu, prinzi două ediții. Miez. 24-28 de ani, după aia zzz, Bine, Lia Manoliu știu că este deținătoarea discutăm, recordului pentru Discutăm mai... despre organism, un organism care te ajută, un organism care în condiții nu suferi, normale, exact, nu suferi accidentări, că aici discutăm că tu pierzi un an, un an și jumătate, nu mai poți, tu ai pierdut un an și jumătate de recuperare, aia a mers constant englezoaica, de ești tu dușman cu ea. Bun, Cătălin, ca întrebare de final. E adevărat, jocurile olimpice, dacă nu le organizezi, tu nu ți-aduc un sport la PIB, nu-ți ridică economia. Nu, nu. nu... Dar te trezesc te trezesc. Spania, regim ca și la noi, dictatură urâtă, într-adevăr, până în 1975 se face trecerea la aia, eh, cu tare, dar organizează un campionat mondial în 1982, după ce a scăpat de Franco cu Don Juan Carlos. Civilizat, ok, el. dar care nu aduce așa și vin, vin în perioada modernă, vin jocurile olimpice de la Barcelona în 1992, pe care le organizează ei. Spania, campion olimpică la fotbal, Dream team cu Jordan, cu Magic Johnson, Larry Bird și toți makerii și așa mai departe, Amilaro Robinson, își dau seama că dacă investești, e momentul în care să trezesc. Nu că Spania n-ar fi existat ca sport până atunci, dar nu la nivelul ăsta. Bon, dau un cap de perete. Dacă băgăm lovele și avem o organizare ca lumea, ia să vezi că avem succes. 1992, când Spania e mie pe basket și pe fotbal. Și cam atât. Și încep să investească băieții și așteaptă. Și devin numărul 1 la fotbal la nivel de echipă națională unde aveai un titlu doar cu cericul lui Suarez la, joc, la campionatul european și vin un titlu mondial și două europene, fotbal. Până astăzi când spui Madrid și Barcelona. Da, încep să devină numărul 1 la basket la echipă de club, numărul unu la nivel de basket de echipă națională, polo pe apă, handbal face Barcelona la titlul peste titluri, hockey pe patine de noi nu le știm, gimnastică cu Gervasio Deber și cu toți băieții ăia, uh, uh, sportul la care noi nu... Voleiul, tenisul cu Nadal care e de 20 de ani de zile, investiții în continuu. Te-a trezit un eveniment ca ăsta, pe care l-ai organizat pentru lovele. Barcelona, pș, trage în coarcu, s-a de flacăra orbică. Nu! Și avem câștig. Nu! Băgăm lovelele. Cașcavalul, lăsăm circărea aia. Am vândut tricouri, am vândut brelocuri, cănițe, magnez de frigider să-i lipim. Perfect. Hai să investim și așteptăm și crește copilașul ăla și facem baze și facem mai așa aia. Lasă Barça cu Real Madrid care oricum le aveau. Hai să facem ceva pe basket, hai să facem ceva pe handbal și creștem. Și acum când ai drumul la televizor, e Fernando Alonso în Formula 1. E la Barcelona în primele patru în ăla. Este campioana cine e deținătoarea Euroligii la basket? Real Madrid. Lasă fotbalul, da? Și așa mai departe. Da? Cine vine și te bate de tendoaie la nivel de echipă de junior, under 21? Spania. Iar asta se traduce și în profit pentru țara respectivă. Bani, răbdare, profit. Hap. Mulțumesc că m-ai contrazis da? Deci nu este numai momentul Când un om își încununează cariera Pe plan personal și pe bândria lui Și pe orgoliu și pe carne tremurândă Bă, olimpiada e cel mai tare lucru Jocul olimpic e cel mai tare lucru Nu este doar o, un eveniment așteptat uh, în La nivel, da. la nivel Tată, mondial când, era, uh, când au venit uh, Carl Lewis când intra pe pistă ăia, zei ăia grei și bătea din palmă Momentul ăla când uiți Eu că, ai la tele... rate, că poate da, ai rate, La televizor se făcea liniște Nu mă încânta cu nimic nu mă încânta cu nimic că ăla face sau nu record mondial. Chiar, Luis, bravo. Când vin ăia cu lanțul la gât, băieții ăia cu mușchi așa și s-apucă la 100 de metri și zice la ready, mark, pish! și pleacă băieții. Nu respiri 9 secunde. Hai, tăt, hai. Te da. transpui un, un da. moment în emoția de acolo. Exact. Dar dincolo de asta, vorbim și se pare de un avantaj economic. Nu se pare. Vorbim și de un avantaj clar, economic. În principiu, de asta organizezi. Los Angelesul este primul, primul, prima de asta care face a treia oară, mi se pare. Cred că Parisul nu e, numai Los Angeles este. Da? De ce le faci? Pentru că ai forță, ai cohones, nu ratezi nimic, faci totul ca lumea, îi ați dau girul și pentru că îți aduce bani. București nu a fost până acum gazdă. Nu, de am avut o universidad. Da, o universitate și o finală de Europa League Atletic Bilbao pe stadionul Opera Națională Athletic Bilbao Atletico Madrid. Și acum, în 1998, organizare de campionat european Under-21 și acum se organizează zilele acestea când noi filmăm campionatul european, campionatul european Under-21, România două grupe, Georgia două grupe. Adică la noi se găsesc Spania, Croația, Ucraina, Franța, Italia, Olanda, Elveția. La noi sunt, la Cluj sau la București. Există. Bun. Dar îți mai trebuie să mai ai și tu Adică nu organizez și strângem corturile și plecăm acasă și nu, nu mă cașcavalul. Ce-a rămas pe urmă ca sportiv? Păi nimic, dar am organizat. Bă, te-am înțeles, ai vândut tricouri și magneți. Dar tu ce ai performat ce -a acolo? Ce-a rămas? Aici e problema. Poți să-mi dai în încheiere rețeta Cătălin Oprișan ca să avem și noi în România performanță sportivă? Răbdare, investiție în primul rând, că e privată, că e așa, și răbdare, un termen care a murit total. Răbdare, mort total. Bac, bă, nu, banu, azi vreau mâine să am succes. Nu te-am dat afară și ca antrenor și ca... pe păi ce faci, mă? Eu te-am plătit. Răbdare. Băieți au plecat în 1992 la drum Spania. Să zicem ca punct zero, ca borna. Am pus borna aici, am dat cu calciocola ăla, cu mistria, cu ciment. Când au început să vină prime rezultate? Cam 2005. Au așteptat vreo 13-15 ani oamenii. În care au zis tată ce, păi, gata bă, a venit 2000, am băgat lovele, n-a mers nimic, ia Nu. Sună suspicios de similar cu situația în cultură. Undela în orice. orice. bani acum și produci... Banul poate să fie sau... clar felice. că sângele care irigă sistemul economic în ceapol Samuelson și care mișcă toate lucrurile. Clar, loveaua, cașcavalul, mălaiu. Dar răbdarea. Că banii are în oricine. Răbdarea unde e? La doamna care a venit și a zis, lăsați-mă 10 ani. Băi, ești nebun la custă, în 10 ani. Au venit rezultatele, puțin mai devreme. Timpul Dar ăsta să e, crească. Ăsta e, e uh, uh, metru etalon, 10 ani. Oh, păi dacă la vine la șase ani, bagi în el, bagi în el, bagi în el și prime rezultate ți le aduce la 16. Corect! El la 8 ani câștigă niște naționale, la nouă câștigă internaționale de la Pitești, la 11 câștigă un campionat european de junior, la 13 câștigă un under 13. La 5. Dar șmecheria, miezu, e la 16 ani. Ori a plecat de la șase ani investiția. Cu părinți, cu Mike, sau cu taică cu bunicii, cu statul român, cu clubul la care joacă, cu școala la care activează și așa mai departe. Dar cine așteaptă 10 ani? A, o, păi stai mă, că la ăla a venit mai repede. Popovi s-a apucat la 4 ani, când a avut primul succes, la 16. Cine, cine, înțelege Cine așteaptă atât? Astea. Da? Banul la Simona Haleb nu era pe taică sus să vândă aia să împrumut 100 de mii de euro? Nu. Adică banul, clar, nu se discută și răbdarea. După aia între cele sau nu. Poate să meargă și în paralel, uh, uh, calitățile lui tehnice, uh, gradul de înțelegere, accidentările, bla, bla, bla. Da? hai să dăm Nu loc. mai vorbim că poți să investezi 10 ani și să ai ghinion. Doamne, ferește, Băgăm banul și avem răbdare și ne este o Ana Maria Brânză. Băgăm banul, avem răbdare, ies băieții ăștia care știu că băgăm banul și avem răbdare, ies buli și cu iordaci. N-avem răbdare, în 2 ani de zile ne dă Silkeborg 5-0 în deplasare, 5-0 acasă, 10-0. Băgăm bani, avem răbdare, obținem Bun. sportiv de performanță. Am concluzionat că obținem avantaje economice. Da. Obținem prestigiu. Da. Și un magnet imens, infinit. Pentru că Simona Halep, când a câștigat Roland Garros sau când a început să aibă rezultate, zeci sute de fetițe au plecat să joace tenis că vor să fie Simona Halep. Ok, mai greu să vrei să fie Elisabeta Lipă, dar Ana Maria Brânză poți fi. Pentru că e mai greu în sensul că e un alt tip de sport. Stai pe baltă toată ziua, cum zic sportivii Da, E un anume E Stai pe baltă, asta e explicat, da? Dar poți să devii. Poți să devii Judoca uh, uh, Alina Dumitru. Poți să devii notătoarea Camelia Pote. Poți să devii David Popovici. Pentru că toate astea se petrec în sala mă de sport. Tragi, mă tragi și mă uit la televizor. Bă, la, a fost rahitică Beatriz Cuștul, la 11 ani era la Grenoblă, David Popovici la 4 ani avea probleme cu sciatica, la 8, 16 era campion european. Să poate, frații mei. Aia n-avea ce mânca Simona Halep sau nu, ai să nu exagerăm, n-avea bani la primul turneu. Taxul s-a împrumutat, a câștigat Roland Garros în 7 ani de zile. Uau, wow, și a tăiat sânii pentru că erau prea mari și o durea spatele. Wow! Sportul, lemă, titlu mare sus, sportul de performanță se face cu sacrificii, Băți. Deci obții modele obții modele și tragi niște copii după tine. Și Ana Maria spune că e 800 de euro un costum tot cu asta, cu, cu spadă și cu floretă și cu tot ce trebuie, 800 de euro și că ea le donează pe toate, le-a donat pe toate copilor și când intri în sală o să vezi 5 de Ana Maria brânză care se bat între ele. Le scrie pe toate pe spate brânză, că donate de Dar sunt 5 fetițe sau șase care fac după ea. Și Asta... 10 copii mititei care își pupă mușchi și sar în bazin și zic vreau să fiu popovici. Ei au 5 ani și dinții sparți în gură, că nu iau au dat toți dinții. Asta pentru că au existat acum 100 și de ani niște oameni cu viziune care și-au dat seama că oamenii au Corect. nevoie de modelele astea și au recreat cadru Și că sportul e același și în 332 și în 1859 și în 1896 și în 2024. Rămâne același lucru cu diferențele imense de... Dar exact cum spuneai și tu, erau boxeri și atunci, și atunci, și acum. Erau alergători și atunci, și atunci, și acum. Că au apărut cameră hiperbarică, că a apărut aia. Ăia la judo tot în maieul la sunt și tot se trântesc pe aia. Iar aspirațiile omenești pe de altă parte, dorința să vezi performanță, dorința să vezi învingători și dorința să ai la rândul tău oameni și, pe care să-i urmezi. Și performanța omenească în sine, de când se măsoară la, la not de David Popovici, că am făcut noi pastile la, la noi, la vreau să știu, s-a plecat de la 1 minut 0,9 și s ajuns la 47 de s-au câștigat cât? În 17 secunde sau cât doamne că nu a terminat umanul. Da? 17 secunde calitatea umană. Imens într-un minut. Băi, nu 17 secunde în 4 ore. A, da. Da? te a aruncat în bazin aceeași aia de când se cronometrează din 1908 nu e același lucru cu 2022 când s-a făcut ultima, mai câștigat 17 secunde organismul uman, grație tehnicii grație costumului de neopren, nu mă interesează într-un minut și un pic tu ai câștigat 17 secunde e un, no e e un om parte. care a făcut asta un om și... puncte, tâc, a coborât sub un minut, a coborât sub 50 de secunde a coborât la 47. în felul ăsta și ajuți o actualizare tot respectul pentru domnul Plagino și prima da. participare românească dar copiii de astăzi, lasă mă, vorbești de unul de acolo, 100 și da, ceva de Da, l pe ăsta. E lângă asta tine. Aici. Exact ce ai spus cu satul olimpic, se întâmplă, l-am văzut la televizor, e deoseamă seamă cu mine, e cu 10 ani mai mare ca mine. Da. Pot și eu. Stai mă, stai, -mă, stai -mă, ce are în plus? O pregătire, nu știu ce, gata mă, lasă-mi 5 ani. Nu te prin ciclul ăsta olimpic, nu te prin jocurile următoare. Dar dacă reziști peste 8 ani de zile, mai stăm de vorbă, unchiule. Nu sunt expert, dar cred că este un tip de discurs mult mai bun decât să nu faci aia, să nu faci aia. Uite-l pe asta. Da, Păi e unul singur. Păi câți vrei, mă, patru. Unde scrie, mă, că România trebuie să învină? Nu, ăstea sunt exemple. Exact. Noi nu avem pe fruntea noastră să scriem, batem tot. Brazilia, da, s-au născut mingicari. Au cinci titluri mondiale la fotbal. Cinci, Penta La ei, nasol dacă nu se califică. Mingicari, hau, hau, s-au născut, gât, ceafă, aruncă în sus, pun stop pe piept, se lipește ca un superglu. La noi nu e același lucru. Și totuși s-a putut aia. Sevilla. Exact, vin ai atleții nu știu care, bă, din naștere, mai chinieni, așa s-a făcut, alergă pe platourile la 3-4.000 de metri, fugărește leopardul, Cei nu din Africa și așa au mai o departe. la alergări. Da, la noi nu scrie nicăieri trebuie să campion mondial la maraton și a venit Diță. Doamna Diță, fiți. Hap, a câștigat și a venit cu tare. Unde scrie că noi este în scrimer în tată în fiu? Și am avut imenși, pe drâmă, pe Ana Maria Brânză, pe și așa mai departe, pe doamna Pascu, Dumnezeu suiect sportivi menși și Hambal, campion mondial. Unde scrie? Băi, România s-a născut campionul mondial. Pă bune și am fost și pe teren mare și pe teren mic, pe jumătate teren și pe de latu și de-a și așa mai departe. Am avut toate astea. Hambal, campion mondial. Volley am avut final între două echipe românești. Între doi. Bă, norvegianul s-a născut să fie șmecher la sporturile de iarnă. Că da, aia face, să duce biatlon, triatlon, da, cu tare, trage cu pușca și dă cu schivu. Dar noi nu scrie asta. Că băi, nu ne-am născut. n-au cum să nu ia 5 medalii la schi, la tras cu pușca și la cross country. Sau oricum au mai multe au condiții. Mai multe. Dar la noi, Mm. Și totuși am demonstrat de-a lungul timpului că putem. 53 de bucăți. Și ai demonstrat până la Sydney 26, până la Athena 19. Athena, că nu mai poți să mai ești că au fost comuniști. Băi, 2004, să te nase de mult. S-a da. mai tras, a fost inerția, au mai mers, au mai fost. Doamna e pregătită de la Seul din 88, Din 84 la Los Angeles, a tras și 92, a tras și 96, a tras și în 2000, a tras și în 2004. Știi ceva, cred că e bine să mai facem emisiuni Cu tine în postura de invitat Că văd că devii mai optimist <laughs> Spația de, da, corect, corect Că până acum când am fost invitat Așa e, Eu nu tot trăgeam nimic, standardul da? național da. Am fost la meci România-Spania, te-au bătut ăia Tu linia, axul central ai avut Fece Voluntar Fece Botoșan, Fece SB, Ruci Ciorzov Sau ceva, Băieți axul central Au avut Fece Barcelona, Atletic Bilbao uh, Betis Sevilla, Manchester City Chiar nu simțim nicio diferență? Chiar nu suntem fără bun simț. Și de aici pleacă tot. Barça, Bilbao, voluntari, FCSB, Fece Botoșan, fără să-i domne doamne ferește, de acolo provin băieții, de unde vrei să vin? Îi la Barcelona, portarul e la Barcelona, al treilea portar, ăla la Manchester City, au luat săptămâna trecută, cu două săptămâni, Liga Campionilor, au venit și au jucat aici. A fost 8 la 87 la sportul acțiunilor, O România, 87 ei. Într-o oră și un pic de fotbal. Te pup! Cum zic, te pup! Asta e situația. Dar mai jos de patru nu poți fi. Câte să-i una? Că ele descrez 26, 19, 9, 4, 4. Ai stagnat un pic. Două, câte, câte să-i una? Nu pot să fac previziuni pentru viitor. Dar rețeta Cătălin oprișan e simplă. E simplă. Bani și răbdare. Bani și răbdare și minister, că acum nu ai. Bine, mă, și dacă o să avem ministerul ăsta, băi, nebunule. Dom'le, ai un for acolo Și faptul undeva, că fără o politică de stat coerentă în domeniul ăsta clar, nu ai te cum să faci performanță. Te unui performanț. for, așa, bază la un birou, la o doamnă care e la un minister și e un apendice. Nu amendice. ai cum să concurezi tu privat cu Niciodată. bună intenție. Niciodată cu cei care sunt pregătiți în alte state cu un program bine 3.000 da? de dolari lunar este bursa unui sportiv american intrat în primii 50 de notători americani care se pregătesc pentru Jocurile Olimpice. Tu nu prinzi. 3.000 pe sau pe lună? 50. Pe lună? Cum pe an? Din aia 50 se selectează 24, ți-a crescut la 5500, am avut în față PDF-ul, PDF-ul, 5500, a intrat în 94. 7, 8, 24, ăia să duc 7-8, nu să duc 24, dar ăia lotul de 50 trag care să ajungă acolo și le dă 3 miare să mănâncă și copilul să aibă și el nutriționist și, și mai e ceva care contează foarte mult, spiritul de echipă că se motivează da, între ei da. și ăia cu tare aibă să vă trag și ăia 24 primești 5500, deja discutăm deci, pe niște, nu, nu știu mai departe, astea două le-am reținut dar ăia să duc 80. 10 cred că au 7-10.000 pe lună în alea ultimile 3-4 luni, după trial după trial-ul în care el este calificat la jocurile olimpice el primește 7.000 pe lună și noi închidem casa noastră și plecăm în Italia. Că aici, pe lacul Snagov, vine și ne dărâmă băiatul care are vilă și care merge cu ski-jetul și ne truncește în apa. Și atunci de aia mergem în Italia, unde doamna Elisabeta Lipol știe pe antrenorul lotului. Că nu merge tâmpiță în Italia dacă am avea noi un lac. Și îl avem pe domnul Cătălin care face sărituri de la 25 de metri și care se duce la Mostar și se antrenează. Că noi nu avem după ce să sănim 25 de metri. Te pup! Cum nu de tâmpiți au făcut cei din antichitate niște jocuri olimpice care au durat o de ani aproximativ. Ei, e un mileniu. Cum nu de tâmpiți Evanghelie Zapa și pierdo Cubertan au căutat să resusciteze. Și, și dădeau banii lor, Damian. Stai mă că bag poker, mă. îi bag în pocăre, mă. Îi bag, mai cumpăr 10 moșii. Mă duc să fac uh, cu tipul meu pe o parte și medalii și pe partea lor, pe partea altă. De și ce? cum nu de tâmpiți oameni de peste 100 de ani nu ca vârstă. Da, ca și de timp. peste 100 de ani sunt oameni care își sacrifică întreaga viață pentru o performanță sportivă. Sunt pe care noi nu știm. Noi vorbim de Elisabeta Lipă, de Daniela Silivaș, că în spate nu știm, sunt oameni care au pregătit 3-4 generații. Belu Bitang, pe care vedem în față că sunt vocali și sunt oameni cu carte. Dar sunt unii în spate, nu că n-ar fi cu carte, fi, dar care pregătesc și care nu e. Au un interviu odată după ce e campion olimpică. Și... Dar el a tras cinci generații. Are 20 de ani de olimpism. mai de olimpism. mai că noi nu mai considerăm că de, Numai de olimpism. Și nu știm niște bătrânei prin care au avut niște ochi și au văzut țac, 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 țac și scrie gazeta după ce câștigă. Descoperit de antrenorul Popescu Ion. Atât, un rând și un sfert. Nu mai găsește nimeni pe băiatul. Personal recunosc că nu am multe cunoștințe sportive, nu, nu știu nu. nici cât s-a vorbit de Jocurile Olimpice într-un podcast în România. Nu cred. Sau și despre importanța românilor și despre tehnicile și despre ceea ce o... Ce e ne mă? Bă, noi am vorbit două ore și am amintit pe repede înainte. Sunt mulți alți sportivi cu participări, că noi la carotaj avem nu numai Elisabeta Lipa, am bate verestul. Iar noi aici nu încercăm să facem un mausoleu al gloriei sportive nu, românești. Nu, doamne ferește, din contră. Hadi bă că se poate. Se poate dar... și există și o justificare. Nu e doar o treabă de orgoliu. Jocurile olimpice nu există de formă, de plictisa la cuiva. Atâta vreme cât sportivul ne spune că este cel mai important eveniment la care participa o dată. Sportivul vine. Băi, nu, băi, opriște am participat la 25 de campionate mondiale, ale cele mai tare. A uh -uh. E adevărat că A zis că în momentul în care ți-a cântat timpul la Olimpiadă, poți să mori liniștit a doua zi. Și dincolo de orice... Și avem mulți sportivi români care au trăit senzația asta. Idealul ăla care a creat jocurile, sport jocurile olimpice în antichitate, ideea de a fi bine și ca trup și da, ca spirit, da. e valabil și astăzi. Cu Clar. cât ai mai multe modele care sunt îndemne, cu atât, sunt șansele mai mari. Corect. Rămâne să ne revedem în două săptămâni? În două săptămâni, pe terenul meu. Aici am șcat în deplasare. Cu să rămână, mai mulțumir. primim și noi invitați. Da. Și da. eu mulțumesc da. pentru. De și citius, altius, forțius. Da? Data viitoare schimbăm profund. Uh, registrul. Registrul. Pentru că se tot uh, difuzează filme cu exorcisme, cu demonologie. Așa. Acum aș mai fi știut și eu câte ceva pe acolo. Te mă invit. Piuu, mă da, invit. ne băgăm la astea. Piuu, mă invit la o emisiune unde să mai demontăm un pic niște clișee. Perfect. În ceea ce privește demonologia, ca să înțeleagă spectatorii, nu vom face vreo ședință de spiritism sau să chemăm ha, nu, pe cineva pe acolo. Nu dăm foc la nimic. Demonologia ca știință este aria istorică care analizează manifestările demonicului, dar exact ca forme de manifestare. Vin cu doi căței de usturoi la mine. Mai bun. Mai funcționează? Mai bun. Friptură în aduci? pot <laughs> no. Friptură în sânge! <laughs> Mulțumim, Nerea Damian. Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Seria aceasta cu domnul Oprișan va continua, sperăm, până la sfârșitul anului. Avem mai multe teme planificate atât la podcast cu Dichis, cât și la Vreau să știu. Rămâneți aproape. Pe curând!